A început treaba. Merge? Da. Păi mă, că ai trimis și o nevastă. Trimite-i. Acolo mă uit. Da. Suntem la un nou podcast de această dată cu... Da, trebuie să nu mă pot obișnui cu microfonul ăsta, să mi-l reglez așa, să vorbesc spre el și spre cameră și în același timp. Și cu invitatul și... Mamă, îl las să vorbească, jur. Nu mă întrerup nicio secundă. Invitatul e Silviu Toma, n-ai emoții, trece repede, stai liniștit, să n-ai, adică. Eu n-am, tată, n-ai, așa? Sunt obișnuit cu camere, cu lumină. Din familie, ca să din zic. Familie, da. Așa. Silviu Toma este trainer BMW, zic bine? Da. Trainer BMW, ce înseamnă trainer BMW? Adică înveți pe oameni să-și cumpere BMW sau ce? În mare eu nu mă ocup cu partea de vânzări, noi ne ocupăm cu partea de condus. În sensul în care... Atât eu cât și colegii mei am făcut o școală în Germania, este o școală care se numește BMW Driving Experience, acolo unde, hai să spunem așa, ne-am certificat ca instructori, adică am învățat partea de produs, ne-am și îmbunătățit cumva abilitățile pe care le aveam înainte să ajungem acolo, ne-am îmbunătățit skill-urile astea de prezentare, harul pedagogic și așa mai departe, pentru că toate astea fac parte din meseria noastră, asta înseamnă să fii trainer de fapt, nu e suficient să știi să mergi tare cu mașina și atât. Cumva acolo... Ei spun că oamenii vând, oamenii cumpără de la oameni, nu cumpără de la companii. Și atunci cumva tu ești un ambasador al lor și trebuie să știi absolut tot ce ține de brandul lor. Ce vreau să te întreb? Te-au convins mai mult decât erai tu convins despre BMW după ce ai făcut cursul? Da, mult mai mult. Ar trebui să spun un pic povestea de la început. Spun-o. În sensul în care prima mea mașină a fost un BMW E30 cu motor de 2,5, benzină de 173 de cai. Bine, eu mințeam prietenii care 193, știi cum e când ești tânăr, 18 ani, 19 ani. Okay. Și fără să știu la momentul respectiv ce înseamnă BMW, fără să știu foarte mult la momentul respectiv ce înseamnă BMW, eu m-am îndrăgostit de atunci, dar cumva în subconștient. Viseam cai vers pe pereți ca orice tânăr. Ferrari visai, exact. Lamborghini, da, adică da, BMW-ul da, era, da, dar nu era... Da. Și știi când mi-am dat seama că iubesc BMW? Imediat după ce am vândut-o. M-a păcălit tata. Zice, tata, bă, mergi cu răgălia asta din 84, caz din ea. Bine, cu toate că mașina era super întreținută, știu mie când ești tânăr. Da. O speli cu periuța de dinți. Corect. Și m-a păcălit tata ce a zis, bă, fii atent, stai cum era plecat pe vase. Și zice, când vin din următorul contract, punem amândoi bani și luăm o mașină nouă. A părut să-mi aduc aminte Skoda Octavia. Mamă, și sper că nu Tur. Sper că nu Octavia Tur. Era elegant. Era elegant. Nu că am luat-o pe aia scumpă. Okay. Verde metalizat, da, verde pădure, că la mine la Sinai, în fine. Așa. Și bă, m-a păcălit tata să vând mașina. Deci stai, că eu îmi pare rău că îl întrerup, nu, dar în capul în capul meu, deci tu la 18 ani ai avut un BMW 30, da. 325, la Sinaia. Bă, băiatule, la Sinaia, la asta vreau să zic, la munte. La Sinaia. Avea blocant, oare? Nu. N-avea, era și open. Era... Și cum ai mers tu la 18 ani cu mașina aia? Adică eu am știu mașina. E30, 325, 175 de cai, 174, cât are ea. Era, bă, mașina, uite, mi se face pe găină. Da. Merge tare, mai ales pe ud. Merge tare, nu servo, nu ABS. Iar la 18 era... ani, nu știu ce. Adică... Deci vreau să zic, cu toate că noi promovăm siguranța acum, da. Dar trebuie să recunosc, nu pot să fiu ipocrit, că la vremea respectivă nu eu am scăpat cu viață din niște situații cu mașina aia, uite așa. Și cumva de-aia vreau să promovăm cât se poate de mult partea asta de siguranță, pentru că și eu am fost tânăr și eu am fost atras de tot felul de anturaje, de... Bineînțeles, știi cum e când ești tânăr? Ești tânăr, rupi tot munții, exact. Tot. Sena a fost fraier că a murit în accident. Exact. Mașina, tu ești mai bun. Da. Ce nu se întâmplă? Exact, exact. Lasă-mă, fraierul tăi. Cine Sena? Exact. Și atunci cumva mi-am dat seama așa, am început să-mi dau seama ușor, când făceam că tot depășire de aia, de mă închinam de 10 ori după și opream mașina pe dreapta, că bă, ceva nu-i bine. Și în fine, am ajuns în punctul în care tata m-a convins să vând mașina, am vândut mașina și ne-am luat o Skoda Octavia Tour 1.9 TDI. Bă, băiatule, mașină din 84 versus mașină din 2004. În 2004 am luat Skoda Octavia. Bă, când m-am urcat în ea, dincolo de faptul că ochi, era confortabilă, curată, tata avea vorba, uite, miroase a nou, ai dat-o țiplele jos de pe scaun. Chestii care, na, cumva, eu nu mai am chestia asta acum, că dau un țipla jos de pe scaun, că miroase a nou, că în fine.
de la primii kilometri mi-am dat seama cât de mare e diferența ca ținută de drum. Bă, și era o mașină cu tehnologie nouă, cu sisteme de siguranță, cu... În fine, tu gândește că eu la momentul respectiv, pentru că tot așa visam că ai vers pe pereți, eu scoteam sistemele de siguranță la mașină. Ce ești primul... Băi, deci, adică... incredibil. Primul lucru pe care îl făceam când mă urcam în Skoda lui tata, mă rog, poate nu vede tata podcastul ăsta, că-ți spun și ce s-a întâmplat cu Skoda lui tata după, era că dezactivam SP-ul. Dezactivam SP-ul. Repet, ce sunt fraieri, merg cu SP-ul. Exact. Numai fraierii merg cu SP-ul. Exact. Și ce s-a întâmplat? Am cumpărat mașina și tata a plecat în voiaj. Evident, tata când a plecat, a lăsat cu gură de moarte. Băiatul meu, ai grijă cu mașina. Când vin, știi că îmi place să o conduc, să o spel, să ai grijă. Și mi-aduc aminte că la noi în curte era un fag foarte mare, avea 100 și ceva de ani. Și toamna din el cădeau crăci. Și a căzut o crăcuță mică pe capota de la motor. Și a făcut așa un bănuț. Mamă, tu știi cum e bănuțul ăla? Dar nu se luase vopsa. Da. Nimic. Nimic. E, cert e că tata, înainte să plece, a văzut asta. Bă, a plecat, era în depresie omul, că mașina lui nouă o să intre la vopsit. Știi cum sunt ai noștri? Gata, bă, ai un element vopsit, nu mai e mașină nouă, știi? Are dreptate omul. Și cumva mi-a transmis stresul ăsta și zic, tată, nu-ți face griji, eu rămân acasă, știi că am relația bună cu ea de la Skoda, mă duc, o fac, îți trimit poze, da, să-mi faci filmulețe. Deci era tata, ce să zic, viața lui, îți dai seama. Da, cum... erau oamenii de vârsta lui care au trecut de la revoluție, au ajuns și au luat ceva de calitate, cum erau învățați. Dom'le, cumpărăm un televizor Sony că ne ține, dăm un ban ca să fie, știi? Exact, plus că și tata și lucruri. Cu munca. Tata tot ce a făcut, a făcut pe muncă. Bine, și mama la fel, și în general familia noastră, ca să obțină ceva, a muncit. Și mi-aduc aminte că nu mi-am făcut timp să o duc imediat la vopsit și am plecat la mare cu fosta mea soție și cu fratii mei. Am ajuns prima dată la Tulcea, prima dată, după care venea fratele Corinei în țară, el fiind plecat în Spania pe vremea aia, și m-am dus eu să-l iau de la aeroport, că dorința mea cea mai mare era să fac kilometri. Cu mașina, corect. Să ai motiv să pleci. Exact, exact. Și atunci, hai, băgat. Vin eu, nu vin eu. Exact. Și am plecat cu tatăl ei. Un om la 60 de ani, anelul săracul, ce i-am făcut, i-am scos, numai eu i-am scos perial, cred. Cert e că am ajuns la București, ăsta a ratat zborul și ne-am întors. Și mi-aduc aminte că eram pe drumul dintre București și Urziceni, pe undeva pe la Sinești, Coșereni, pe acolo, pe unde a murit și Laura Stoica. E drumul ăla cu o bandă și jumătate. Da. Foarte, foarte periculos. Cert e că eu nu stăteam niciodată pe dreapta, eram pe stânga, flash-uri la toată lumea, lumea să dea la o parte, eu să-i depășesc. Și ce crezi că se întâmplă? Aveam în față o dubă, mi-aduc aminte și acum ca să vezi, lucrurile astea care te marchează în viață, avea număr București 36 ZAO. Un Mercedes Sprinter. Și îl tot frecam la cap să se dea la o parte. Flash-uri. La un moment dat, omul s-o fi săturat, s-a dat la o parte. Doar că în momentul în care s-a dat la o parte, pe dreapta, pe jumătatea de bandă, cum ar veni ca o bandă de urgență, ne depășea unul. Adică ne depășea unul, ca să înțelegi, cu un papuc cu termopane. 57 de ani, avea permis de 8 luni. Dar el ne depășea pe dreapta. Ei, și faza care a fost? Că ăsta când s-a dat la o parte, nu l-a văzut pe ăsta, ăsta cu Dacia a frânat în jumătatea lui, s-a dus cu roțile din dreapta pe acostament, cu alea din stânga a rămas pe asfalt, ăsta cu duba a revenit la loc, a plecat mai departe și ăsta, pentru că roțile de pe asfalt au avut aderență mai multă, s-a răsucit așa. Eu am avut timp să văd dacă e ceva pe contrasens, l-am depășit, am făcut o manevră de evitare bună la vremea aia, pentru ce știam eu, dar într-adevăr erau mașini un pic la 100-150 de metri la o mașină și am fost nevoit să trag dreapta înapoi, să intru pe bandă, ca să nu intru frontal. E, cert e că ăsta, mă rog, nu ne-am coordonat foarte bine și a intrat și mi-a rupt roata de pe spate. La Skoda. Am simțit prima dată fizica. Am simțit prima dată forța centrifugă. Am simțit prima dată când te ține centura, pentru că am început să mă ridic pe două roți. Ne-am dat peste cap o dată pe asfalt. După care am căzut direct pe plafon. Deci pe plafon, în via unuia. Mașina cu roțile în sus. La ce crezi tu că mă gândeam eu? La mașină, la ce te gândești? La bănuțul lui tata mă gândeam, bă, frate. După capot. Cumva aveam în cap așa și chestia asta, să vezi săracul acum când o auzi,
Dar pe de altă parte era și un pic Caterinca așa. Telefonul pe silent sau eu? Al meu pe silent. Eu. Gata. Dar cumva, da, cumva, pentru că noi știam cum e tata așa de disperat cu treburile astea, da, ne gândeam și că ia uite tată, râdeai, ia bănuțul, acum ia bănuțul, că ți-am făcut tata, pachet, că ți-am făcut o daună totală, ești nebun? Mamă. Da, bă, și ăla a fost accidentul care m-a pus pe gândul rău de tot. Pentru că viața ți se poate schimba așa. Da. Ce viață frumoasă am avut până atunci. Vacanțe, plimbări, familie faină, da, tot ce voiai. Și sunt absolut convins că dacă nu aveam centură, cel puțin unul din noi, nu știu dacă murea neapărat, dar se lovea rău era, de tot, da. Pentru că eu zic sincer, asta cu te ții de volan, mă țin de ușă, mă țin... Bă, prietene, n-ai nu mai... În primul rând că n-ai timp să te gândești, da, la nimic. Da. Iar forțele sunt mai mari decât anticipezi tu că sunt. Adică eu am avut niște accidente, da, și tot timpul, înainte de impact, trăiam cu impresii. Ce este? Nu se întâmplă nimic. Și în momentul impactului mă trezeam cu capul în parbriz. What the fuck, man? Cum? Da, știi? Da. Chestia cu ținutul, nu există. N-ai cum să te ții. Centura este singurul lucru bun. Sunt oameni care spun că, dom'le, n-am avut centura și m-a scăpat chestia asta că m-a aruncat prin boss. Sunt astea niște miracole. Nu există ca centura nepurtată să fie un lucru bun. Să nu fie un lucru bun. Da, n-are cum. Da, adică centura nepurtată. Sunt oameni care fac afirmațiile astea. Eu i-am cunoscut. Sunt oameni care fac afirmațiile astea și spun, dom'le, nu, că uite, am avut un accident, m-a aruncat din mașină. Știu cazuri de oameni aruncați din mașină pe autostradă care au supraviețuit pentru că nu au avut centura, dar este un miracol. Excepții. Da. Odată la nu știu cât timp, da, se poate întâmpla treaba asta, ai avut noroc, ai căzut pe moale. Nu putem să mergem pe chestia asta, cum iarăși sunt discuțiile cu prietenii în mașină, când le spui, te rog, eu pune și tu centura în spate. Hai, mă, să moară, frate, început cu dat. Păi stai, păi, bă, urcă-te în taxi și puneți centura în spate ca să vezi râs. Bosule, stai puțin, dacă se întâmplă ceva, eu degeaba am centura în față. Că tu ești un sac plin cu rahat de 120 de kg care zbori pe aici pe mașină, înțelegi? Da. Că zbori prin mașină, nu există. Știi, ne omori și pe noi. Puneți centura. Am făcut eu un story. La 50 de km la oră apare o decelerare bruscă, că de fapt asta e problema, de aproximativ 8G. Am citit, da. De 8 ori. 8G înseamnă câte kg ai? Bă, cred că am 88, să zicem. Hai să zicem 90, că e mai simplu la calcul. 90, da. 9 ori 8, cântărești, da, 720 de kg. Cum poți să ții tu 720 de kg în mânuțele astea? Cum poți să le ții? Nu există om în lume, culturist, da, care să lucreze cu greutatea, da, asta. Tu gândește, da, că stai pe bancheta din spate, ăla din față care are airbag, are centură, e safe, până când vii tu peste el. Plus că ăla din față mai are un avantaj. Ăla vede ce se întâmplă. Exact. Tu habar n-ai, da, stai pe telefon. Dar știi care e problema? Că tu vii peste el cu 720 de kg și el greutatea o resimte. Tu o să-i rupi? Da. O să-i rupi spătarul scaunului, da, că spătarul, da, da, cât ar fi de, da, șmecheră, da, mașina, nu ține 700 de kg și îl strivești, îl omori. Ăsta e motivul pentru care, da, le spun tuturor, bă, puneți centura în față, dar când aveți pasageri în spate, obligații să o pună tot pentru voi măcar, pentru că dacă e, nu interesează, domne, pe că ei. Pe mine nu mă interesează. De acord cu tine că pe tine nu te interesează. Dar mă omori pe mine. Exact. Adică e o diferență între a te urca cu cineva în mașină și a nu vrea să-ți pui tu centura pentru tine, dar trebuie să o pui pentru el, exact, în a te urca în mașină tu singur la volan și zici, bă, nu-mi pun centura azi. Nu ți-o pune, frate meu, nu omori pe nimeni. Nu deranjezi pe nimeni. E pentru tine, ok, ești singur. Știi că mai sunt discuții cu băieți de ăștia. Știi, tu știi mai bine decât mine băieții ăștia care știu să conducă, care spun... Eu merg tare cu mașina, când sunt singur, când sunt cu alții, nu merg că mi-e greșit. Nu, e o prostie, eu nu cred în lucrurile astea, da. Este instinctul de conservare, știi cum se numește locul mortului? Locul mortului există pentru că automat ai instinctul de conservare și simți nevoia să te ferești pe tine de obstacole. Trebuie să zic ceva aici, zici ce vrei. Scuză-mă, te întrerup. Te rog. Știi în ce direcție evită femeile și în ce direcție evită bărbații? Serios, e diferență? Da, frate. Pentru că eu consider... Instinctul matern. Eu consider... Femeia trage stânga, se pune pe ea în pericol și ferește locul din dreapta. Serios? Bărbatul trage stânga, da. Sunt studii făcute, nu-ți spun eu că am barbat. Da, eu consider că femeile sunt Samsung și bărbații iPhone. Sau fiecare lucrează într-un sistem de operare. Sau, nu știu, bărbații sunt câini și femeile pisici. Vrei să țină 4 ore podcastul? Da, poate să țină. Suntem împreună aici, dar fiecare lucrează, da, în alt sistem de operare, da, și...
percepția lucrurilor și gândirea, da, și sunt, da, totuși cu totul altfel, știi? Da. Eu îi mai, da, spun Alexandrei că zic, mamă, ce-o fi în capul tău, n-aș vrea să fiu un locul tău, ce-i, da, acolo, ce, da, haos, ce nu știu ce, știi? Da? Da, nu știam că e o diferență între, e o diferență, dar, atent, exact, noi am stabilit de la început că facem un podcast frumos, ordonat, discutăm de lucruri, de subiecte. Am mai întrebat de unde pasiunea pentru BMW, cum ai ajuns trainer BMW și eu ți-am zis, haide că ne apucăm să vorbim de la început ca să înțelegi povestea și am ajuns la... Da, nu în are fine. Importanță. Simplu. Ne întoarcem la începuturi. Ne întoarcem la începuturi. Povestește-mi de tine, 18 pasiunea ani, BMW, 30, Skoda, accident, exact, ok? Cum am ajuns la partea de training și n-am ajuns la partea de rally sau de curse sau... Nu știu. Păi, hai să spun așa, prin 2006, eu aveam un prieten la vremea respectivă, pe Claudiu, Claudiu David. E un, da, omul de... care trebuia să fie aici, în locul tău, dar nu e. Da. Adică, nu că trebuia să fie în locul tău. Noi vorbisem cu omul, el fiind trainer BMW, mai venit, că facem, da, e probabil că, na, cu programul, că facem cu... un episod, că facem nu știu ce, dar nu s-a mai întâmplat. Și acum, na, după 3 ani, e ajuns tot locul. Na, da, uite, așa s-a întâmplat. Așa e viața. Să fie, da. În fine. Și, mă rog, chiar dacă noi, mă rog, nu mai avem relații de prietenie, cumva eu îi sunt recunoscător pentru foarte multe lucruri pe care le-am învățat de la el, și bune și rele, știi cum, okay, e? Întotdeauna, da, ai ceva de învățat, adică, da, bă, mulțumesc pentru lucrurile bune pe care m-ai învățat, mulțumesc pentru lucrurile rele pe care le-am învățat de la tine, că nu le fac, da, că, da, nu, da, să, da, le, normal, fac, știi? Normal, normal, normal. Și, mă rog, el mergea în raliuri, tot așa cu posibilități puține, adică o condiție financiară absolut normală, n-avea nu știu ce părinți cu bani, și se chinuia foarte, foarte tare. Și era genul de om care, cum să zic, căuta tot timpul oameni care să-i fie pe lângă, să-l ajute cu chestii, să facă lucruri. Și acum eu, cum eram super pasionat de condus, avusesem și chestia asta cu accidentul, îmi doream așa să învăț. Adică ajusem în punctul în care am conștientizat, bă, mi s-a întâmplat treaba aia nasoală, hai să fac cumva, nu știu, să mă duc la un curs. Dar nu erau pe vremea, nu știu de ce, unde, cursuri. Și nu exista așa ceva. Da, și... Existau cursurile de pilotaj pe care le făceai pentru, da, a lua brevetul, da, de pilot, da, era, nu pentru Vasile, a fi mai bun. Cu Dacia la, da, Ploiești, da, Câmp, adică nu era, adică, ceva... Să nu înțeleagă oamenii că pe vremea respectivă existau niște cursuri de pilotaj cu niște traineri care, pentru a deveni pilot în campionatul național de raliuri, îți făceau o școală ca tu să fii mai bun. Nu, da, ei îți făceau o școală la care tu te duceai și spuneai, boss, te rog, eu oricum știu, dă-mi dreacul ăla că, știi? Adică o să ajungem, bine, și bine, nu făceau toți așa, nu vreau să mâhnim pe absolut toată lumea, nu făceau toți așa, dar în general, da. Cam asta era ideea, nu te duceai să fii mai bun, nu te duceai să scazi o secundă. Te duceai să vezi cum se comportă mașina față, spate, 4x4, care tu oricum, repet, știai că de-aia te făceai pilot, că erai bun, rău de tot, da, înțelegi? Da, da. Și făceai acolo niște cursuri și îți dădeau un brevet. Eu am un prieten care aici la pod, la această curbă de la pod, a intrat în viraj, a plecat spatele și a dat daună totală un RS4. Înțelegi? După ce a absolvit cursul de pilotaj de la TT-Aur. Și i-am zis, boss, du-te să-ți dea omul banii înapoi. Du-te să-ți dea... Adică, nu? Asta, da, cu două tăișuri. E o glumă între noi, între prieteni și așa mai departe. Clar, clar. În sfârșit. Bun, în fine, și el fiind din Sinaia, noi ne știam de foarte mici, cu atât mai mare cu vreo 4 ani ca mine, dacă nu mă înșel. Ne-am văzut la un moment dat, bă, ce faci, ce să fac, uite bine, uite așa, vreau să merg în campionatul național, că vreau să merg cu o integrală, că nu știu ce, că la, că... Mă rog, nu știu, am ieșit la tavernă, dacă nu mă înșel, se făcuse taverna Sârbului Sinaia, mama era disperare maximă, da, îți dai seama? Da. Se mânca și bine, nu pot să zic. Da, se mănâncă și acum. Și cumva ne-am plăcut... În momentul respectiv am avut o chimie bună și am început să lucrăm la ce mod. Eram un fel de coordonator de echipă. Făceam tot felul de lucruri astea administrative sau căram mașina pe platformă sau mă duceam să iau un motor de la Arad sau cutia de viteze sau organizam cazările pentru raliul Sibiului sau tot așa. Și am intrat cumva în lumea asta. Uh-huh. El are o... Sper că o mai are încă. Avea o abilitate specială. Era... foarte, foarte meticulos și când se apuca de ceva, făcea treaba aia foarte, foarte bine. Adică dacă dădea cu mătura, bă, era cel mai bun la dat cu mătura. Da. Dacă spăla mașini, dacă spăla mașini, bă, nu mai spăla, adică nu mai ștergeai în urma lui. Și am luat treaba asta și chiar dacă, de exemplu, nu mi-ar fi trebuit niciodată mie în poziția în care eram atunci, mi-a dat un dosar așa stufos cu regulamentul campionatului mondial de raliuri, pe care, la momentul respectiv, bă, l-am învățat din scoarță în scoarță. Adică am
știam ce ai voie, ce n-ai voie, cu timpii, cu absolut tot. Știam toate chichițele, pentru că mă prinsese pasiunea asta, știi? Și îmi doream și să demonstrez că, uite, pot, nu mai lua lângă tine degeaba, așa mai departe. Și, bă, primul șoc adevărat după accident mi l-a dat el în momentul în care a zis, ok, dacă ești în echipa mea, trebuie să fii un exemplu pentru ceilalți și trebuie să înveți să mergi cu mașina corect. Și trebuie să înveți să respecti regulile. Pe circuit mergem tare, la raliu mergem tare, când ne antrenăm mergem tare, pe stradă vreau să fiu un exemplu pentru ceilalți. Evident că prima dată mi s-a părut așa un pic, ok, bine. Eu eram genul ăla, tu trebuie să înțelegi că eram genul ăla care stătea cât mai departe posibil de volan, țineam așa o mână pe volan, dar abia ajungeam la volan și eu îmi reglam ca să-ți dai seama în ce pericol se pun unii oameni într-un mod inconștient. Stăteam, apăsam pedala de ambreiaj la scodă, dar să ating în capăt cu vârful. Că altfel mi se părea că sunt cocalar, că sunt ocilar. Cum să stau cu volanul aici? Bă, și ce crezi că face Claudiu? Mergem pe DQ. Mă rog, e un drum între Sinaia și Târgoviște, pe unde mai făceau ei teste câteodată. Da. Hai să vedem cum mergi cu mașina. Vreau să mergi. Cum crezi tu că mergi corect? Și după aia vedem ce trebuie să schimbăm. Evident că în momentul în care m-am pus la volan, l-am văzut că s-a strâmbat, m-am și timorat în momentul ăla că mi-am dat seama că sunt petardă și na, a mers haos. Și mi-a zis din start, bă, îmi dau seama că ai emoții, că te-am văzut și așa, dar din start, când te-am văzut cum te pui la volan, mi-am dat seama că nu știi să conduci. Bă, zic, nu știu să conduc, ești nebun. Bă, de-te, drec! Plus că știi ce? Când stai la Sinaia și te duci pe drumul Cotei iarna și o pui un pic de alatul, chiar dacă stai prost la volan, tu ai senzația că ești mare pilot. Corect. Și aici intervine altă problemă, că dacă ai și o mașină cu sisteme din astea mai permisive, dar care te țin în control, mașina chiar dacă pleacă puțin și tu o ții că te ține ea, zici, mamă, ce pilot sunt. Da. Și de asta de multe ori ajungem să depășim limita, pentru că ne bazăm foarte mult pe aceste sisteme, crezând că noi suntem acolo, suntem pilot și dacă se întâmplă ceva, intervin alea, știi? În fine. Și prima dată când m-a pus la volan, eu am spus, eu îmi pare rău, eu hai să mergem acasă că eu nu pot să merg așa. Bă, jur, pe ce vrei tu, corectă, dacă vreodată te întâlnești cu el, întreabă-l. Da. Când m-a pus în poziția corectă la volan, în primul rând că simțeam cam genunchii în cap și volanul aici. Eram și mai gras atunci, aveam vreo 97 de kg, am avut eu o perioadă nebună. Și zic, frate, dar dau cu burta de volan. Și zice, slăbește. Și cumva așa am început să înțeleg un pic cam cum se întâmplă lucrurile astea. E, gândește-te că eu nu știam să schimb nici vitezele. Noi nu știm să schimbăm corect vitezele, treptele de viteză la o cutie manuală. Crede-mă. Dacă stai să faci ca la carte... Nu-l cred. Cu... Adică... Să nu credeți că îl cred. Nu-l cred. Până la mie, dreptul meu. Bine. Tu ești oricum bun. Da, mă, da. În general, noi nu schimbăm treptele fără să dăm șocuri în transmisie și să înțelegem un pic ce se întâmplă în spate. Și el a umblat la toate finețurile astea. E, ideea e că în momentul în care mi-am dat seama cum trebuie să fac lucrurile corect, a început o autoeducare. Și cred că asta e cel mai greu să obții de la un om. Să-ți dai seama că, bă, chiar dacă ai făcut lucrurile 2 ani de zile într-un anume fel și ți-au devenit reflexe, ți-au devenit obiceiuri, dacă obiceiurile alea sunt greșite și e mai bine altfel, dă-ți seama, fă cumva, dă-ți seama, de fii conștient de treaba asta și încearcă să schimbi ceva. Și tu gândește-te că eu care, bă, mergeam tare cu mașina pe stradă. Mergeam tare. Da, inconștient, adică. În momentul în care am început să fac toate lucrurile puse cap la cap corect, în primul rând că n-am mai putut să merg tare pentru că viteza fiind mare, n-apucai să faci toate lucrurile în mod corect și am fost nevoit cumva să merg încet ca să mi le însușesc, să mi le bag în cap și abia după să da. Și am mers, uite așa, vreo 7 luni de zile. La modul că mă învățase o tehnică prin care când schimbai treptele, treapta superioară în inferioară, să nu mai ai piciorul din gaz ca să faci rev matching și așa mai departe. Okay. Și asta e o chestie de finețe, adică nu poți să o faci așa imediat. Da. Și cumva, sau să frânezi cu stângul, sau noi ne pregăteam, eram nebuni pentru pilotaj, pentru în fine, na. Da. Și am mai învățat o chestie, că te poți antrena, atenție, dacă ascultă mulți oameni, mulți tineri podcastul ăsta, să nu înțeleagă că vreau să ne antrenăm pe stradă. Dar da, putem să ne antrenăm pe stradă să facem lucrurile corect.
Adică în limita vitezei, adică nu trebuie să mergi cu 180 în oraș ca să poți să faci rev match sau Exact. Adică, exact, poți să faci rev match de la 3 la 2, de la 4 la 3, adică fără absolut nicio problemă. Da, cu 60 la oră. Plus că mergeam pe drumuri din astea virajate și fără să ies pe contrasens, pe banda mea îmi făceam trasa ideală. Da. Dacă vrei să faci lucruri și vrei să te dezvolți și vrei să evoluezi, poți să faci. Că scuze găsești câte vrei. Bineînțeles. În fine, ca să nu mai lungim prea așa mult povestea, am ajuns într-un punct în care, bă, mergeam corect cu mașina. Evident, nu eram pilot, dar mergeam corect cu mașina. Și el tot timpul mă corecta și mă învăța și mergeam la teste, la tot felul. Mă urcam în tot felul de mașini și așa mai departe. Până în punctul în care am ajuns în 2007 să facem primul eveniment din ăsta de condus cu cei de la Porsche. Ok. Porsche. Știi că zice Porsche? Porsche? Porsche. 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 Da, da. Porsche. Nu știu, am dat și eu la Google Translate să dau pe voice să văd. Ah. Că nu zice nici Porsche, nici Porsche. Și e Porsche. 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 Da. Am făcut cu cei de la Porsche. 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 Așa. Băi, pentru mine a fost o chestie. Îți dai seama... Să conduci o astfel de mașină la vremea respectivă, 2007, bă, era ceva pentru un puștan. Că eram încă puștan, știi? Da. Mi se părea încă wow. Bine, și acum mi se pare wow să conduci o mașină de genul ăla. Chiar dar atunci era toată lumea conduce într-o viață de om. Da, era un vis îndeplinit. Plus că am avut un tur din ăsta prin toată țara. Am mers la Galați, la Brăila, la Constanța, la București și așa mai departe, știi? Și ăla a fost momentul în care am zis, ok, eu asta vreau să fac. Adică asta e meseria pe care mi-o doresc, trebuie să fac tot posibilul să obțin facă treaba asta. El, stând lângă el, am avut foarte multe beneficii. În 2008 el a semnat contract cu BMW și am făcut primul eveniment de condus BMW de off-road cu modele X-Drive, care a durat vreo lună și jumătate. A fost cel mai lung și mai greu eveniment. Cum un eveniment care a durat o lună și jumătate? Deci fii atent, am fost la Cornu și la Cornu există o pensiune din asta, se numește Bali Spa, cu balineze, masaje, nebunii, frumos, foarte mișto, cu piscină, cu tot ce premium, trebuie. Adică. Acolo aveam baza, ca să zic așa, hub-ul. Acolo țineam mașinile, acolo dormeam cu toții, trainer, echipa logistică, tot staff-ul. Și invitam, fiecare dealer își avea 2-3 zile la dispoziție în care putea să-și cheme clienții. Și făceam o parte de off-road pe circuitul de motocross de la Câmpina și o parte de scenic drive. Scenic drive ăsta înseamnă că mergi cu mașina pe niște trasee spectaculoase ca să oamenii se bucure de natură, de mașină și așa mai departe. Și găsim noi un traseu foarte fain pe la Paltinul, sus spre Valea Doftanei. Uh-huh. Ei, gândește-te că în momentul în care au venit trainerii din Germania, ăla a fost al doilea șoc în viață pentru mine, pentru că, bă, știi cum apare ea la Hollywood? Când apărea Arnold cu ochelari de soare, cu trancanul pe spate și îți dădea energia aia de cei, mamă, gata, s-a terminat lumea, înțelegi? Da. Așa au apărut ăștia trei de la BMW, trainerii, îmbrăcați în costumele alea bleomarin cu BMW. Bă, oamenii, cum să zic, bă, țiplă, barba tunsă, freza făcută. Nu știu, bă, erau și frumoși toți, adică, bă, nu se poate. Erau bine rău de tot. Da, imagine. Exact. Și noi aveam ca task să avem grijă de niște participanți și eram cumva asistenții lor, dar după câteva zile am devenit noi traineri. Pentru că, mă rog, aveam skillurile necesare și au văzut oamenii că ne descurcăm și m-au învățat un pic pe off-road și hai, dai drumul la treabă. Gândește că ăștia trei erau așa, ca să înțelegi la ce nivel sunt oamenii. Unu, Marc, de 5 ori campion de supermoto în Germania, campion național. Dieter Schoner, pilot de elicopter în poliția germană. Și Fritz Laniu, care în continuare e la BMW și cu care m-am și văzut acum când am fost la cursul pe circuit, este unul dintre cei mai rapizi piloți care nu merge în competiții. Spun asta pentru că, și sunt foarte mulți în lume de genul ăsta, sunt piloți de teste care merg mai tare decât piloții. Anumiți piloți. E o chestie politică, n-are legătură cu altceva. Omul are nu știu câte recorduri pe Nürburgring. Adică în momentul în care te-ai urcat cu el în mașină și e și un tip foarte jovial și mișto, s-a terminat întrecerea. Adică ai înțeles că acolo stop, joc, gata, mulțumesc frumos. Ei, și oamenii atât de mișto și de cal și au început să ne învețe lucruri în care eu am zis, bă, numai că vreau să fac meseria de trainer, dar vreau să fiu trainer BMW. A fost cumva și primul impact, că poate dacă veneam de la Porsche sau poate veneam de la Mercedes. Audi sau cine. Da,
poate corect. Era la fel, dar m-a prins. BMW 30, 18 ani, nebunie, au fost niște ce legături, făceam eu, exact, da. Niște chestii poate subliminale, poate subconștient cumva au fost, s-au legat acolo. Și îți dai seama că în momentul respectiv am făcut tot posibilul să ajungem în punctul ăsta. A fost foarte multă muncă în sensul în care ani de zile am încercat să facem cât mai multe lucruri, doar că și bugetele acestor companii nu sunt nelimitate și nu făceam foarte multe evenimente pe an încât să ne permitem să trăim din asta. Și de multe ori nici nu puteai să-ți vezi de un alt job, că în momentul în care te chema să vii la un eveniment, ce făceai? Da, corect. Și au fost foarte mulți ani în care am dus-o foarte rău cu banii, foarte rău cu banii, hai să nu exagerez, am dus-o mai greu. Adică mă uitam dacă, de exemplu, nu știu, voiam să mănânc ceva în oraș și zic, stai așa că mâine ce fac? Da, la modul ăla. Cu toate că familia mea a fost foarte suportivă, dar na, când ai 20 ceva de ani, bă, deja gata, vrei pasiune, noi ți-am oferit șansa să faci lucruri. Exact. Și cumva am tras foarte mult de mine în anii ăștia să și trăiesc, dar să învăț și de pasiune. Și au fost foarte multe momente în care mi-a venit să renunț. Am zis, bă, pasiune, dar foamea trece prin stomac, hai să văd ce fac. Plus că, în momentul în care m-am dus la școală, la cursul ăsta de bază, de level 1, aveam un Audi A4. Și ca să-mi permit să mă la curs, am vândut-o. Și am mers 2 ani de zile cu o dubiță, un Fiat Doblo 1.9 SDI fără aer. Vreau să punctez treaba asta pentru că sunt foarte mulți oameni care foarte mulți oameni, acum am făcut ca influenceria, m-ați întrebat foarte mulți, dar mă întreabă la nivelul meu, mulți oameni, cum am reușit să fac asta? Bă, greu, cu multe eforturi pe care oamenii nu le-ar mai face în ziua de azi pentru că am încercat cu câțiva să-i bag în tagma asta, dar cumva în momentul în care dau oamenii de greu, asta e societatea în care trăim. Da, nu știu dacă nu sunt suficient de pasionați. Cred că nu știu și... What the fuck, man? Oprește telefonul, mă, nu facem aici podcast. Băi, le sabotează, mă. Da. Stai că ai stricat vibe-ul. Ai stricat vibe-ul aici, deci Marius întrerupe invitații. Da. Cumva cred că societatea asta în care trăim, în care toate lucrurile se consumă repede, și automat ne dorim să se întâmple lucruri foarte repede, ne-a dus în punctul ăsta așa. În care nu mai e răbdare. Mi-aduc aminte că erau momente în care, bă, nu știu, voiam să mă la mare, frate. Și eram cu duba. Adică 1.9 SDI, 68 de cai, fără mort, aer. Mort, da, știu. Pompa de injecție, s-a stricat de vreo 4 ori, mă lăsa în drum. Mai era și Fiat. Da, în fine. Cert de că am gestionat cumva treaba asta, am fost la școală și ăla a fost... Eu am avut foarte multe șocuri, eu sunt un băiat foarte șocat. Da? Bă, când am ajuns în Germania la școală, la BMW, în primul rând că mi-am dat seama unde suntem noi ca țară. Spre hânzi Deutsch tu sau făceau un English? Nine? English, da. Știi cum e când limba ta maternă nu e engleza e și greu. Te duci acolo, o să spun așa un pic structura ca să înțelegi, și te duci acolo să vorbești engleză cu niște termeni specifici, bă, e greu. Te dor mâinile. Da, e greu. Body language, eye contact. Și a fost primul șoc pentru că mi-am dat seama că, bă, ăștia au aici în parc 500 de mașini la training și ziua sunt toate ocupate. De ce? Că oamenii de pe stradă, oamenii normali, vin la cursuri, învețe, frate. Și ne întrebăm cum nu se întâmplă accidente în Germania, unde pe autostradă, mă rog, nu știu cât o să mai fie fără limită, nelimitat, dar a fost ani de zile fără limită pe autostradă. Deci, da? Bă, și mergeau oamenii 300, adică 300, da. Pac, da. Nu, bă, și nu se întâmplă. Dar nu mergeau oamenii 300, mergeau oameni la 72 de ani. Da, 300, da, adică da, nu, da, că, da, 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 știi da, ce da, zic, da, că mergeau copiii sau da, ceva, toți pentru oamenii. Că, da, pentru că au înțeles... Că în momentul în care vrei să faci performanță într-un domeniu, indiferent ce domeniu ai, vrei să fii campion mondial, a dat cu mătura, bă, trebuie să faci o școală, un curs, să te antrenezi, să dai cu mătura. Da, așa este. Da, pentru că oamenii care sunt traineri acolo și care au la rândul lor un curs de învățat oamenii, îți spun niște lucruri pe care tu nu le ai în cap. Îți deschid mintea cu niște chestii. Pentru că e o lume foarte închisă. Da, și n-ai de unde să le știi, că acum vin băieții ăștia de care spui tu mai tineri, care exact nu mai au răbdare și caută totul pe internet, caută rezolvarea timpului de a câștiga timp pe internet. Lasă că mă uit la un podcast cu Silviu,
lasă că mă uit la un podcast cu Daniel, lasă că îmi povestește Daniel cum era când s-a angajat el, deci dacă la Daniel a fost așa, înseamnă că așa te zic, gata, am scutit, am ars niște timp, nu prea merge. Da. Din păcate, sistemul nu funcționează, influencerii nu sunt atât de influencer corecți și sunt, știi, cu anumite interese și merg în niște direcții în care, știi, e greu, dar lumea se schimbă, lumea se schimbă și trebuie să se schimbe, că ajungem și în punctul în care trebuie să înțelegem de ce trebuie să se schimbe. Deci cursul a costat 1000 de euro. Cursul a costat la vremea aia 4500 cu cazare. Am cheltuit vreo 8000 de euro. Bă, ce ești? Bă, sunt bun, bă, m-am gândit cât era un A4 în 2000. Da, dar păi dar nu era orice A4. Avea RSS la număr. Nu era RS, era un 1.8. Da. Dar aveam RSS la număr. Numărul era număr. Roșu, lolo. Mă, frumos roșu. Roșu, frumos. Da. Și îngrijit. Eu aveam chestia asta, sunt tipicar la mașini. Da, eram și numai sunt, mi-a trecut. Da. Aveam același lucru. Păi după, auzi, după copii... Tot de la tata venit, aveam același lucru. Tata la fel, Mercedes, prima lui mașină, luat. Rădeam zilele trecute, tu, după ce ai fost la mine, i-am zis, uite, băiatul, Silviu, trainer, BMW, cu tare. Băi, eu când m-am sunt în Germania și mi-am luat mașina, ne era frică să mergem, bă, că era tracțiune spate și noi nu știam, ni se părea ciudat, înțelegi? Da, mă, adică oamenii de generația lui taică-mi și a lui taică-tu au trecut, știi, de la dat cu piatra, cu ciocanul în piatră, la tehnologie. Da. Și zis, ABS? Mamă, mi împinge pedala, ești prost? Da, eu vreau să frânez și mi împinge pedala, what the fuck? Adică, teribil. Băieții care vin acum, tineri și așa, s-au născut cu niște tehnologii, s-au născut cu niște lucruri, s-au născut cu niște chestii și li se pare... Adică, uite, o să le spunem copiilor noștri că noi ne ghidăm după niște hărți. Da. Uitam pe hartă și îmi dădeam seama că sunt aici și trebuia să ajung. Și cum știai? Păi, uite, mă uitam și număram străzile și vedeam că la patra să fac dreapta. Aia, mă, tată, păi, aș pe telefon și... Lumea se schimbă, dar, din păcate, nu putem să, nu știu, magazinăm nivelul tău de cunoștințe pe care tu l-ai magazinat în, să zicem, 6 luni, nu putem să-l magazinăm în 3. Sunt lucruri pe care nu le putem grăbi, efectiv. Da, oricât exact. Am avea tehnologie și oricât am avea internet și podcasturi și povești și oamenii vin și sunt super sinceri și, știi? Nu, da. Trebuie să trăiești niște experiențe, trebuie să treci prin niște lucruri, trebuie să-ți fie greu ca după aia să-ți fie bine, trebuie să faci niște sacrificii. Din punctul meu de vedere, oamenii pe care tu i-ai luat și ai vrut să-i duci și să-i faci în direcția respectivă nu erau suficient de pasionați, nu își doreau atât de tare lucrul ăsta. Înțelegi? Și atunci normal că au renunțat. Păi să pot să spun te rog, de ce să am spui renunțat ce vrei la tu. Una dintre persoane. Cumva, de fapt, cumva cred că acea persoană a renunțat singură. Întrucât, mă rog, avea niște mici probleme de exprimare. La modul că, ok, nu articula niște cuvinte foarte... Dar nu suntem oameni de televiziune. Da, se învață, da. Și eu când mă grăbesc... Da, mă, mai faci o greșeală gramatică, nu-i vorba despre asta. Întâmpla, dar eu, fără să spun, să le spun asta, ce am făcut? Am angajat un fel de logoped. E un antrenor, Aurelian parcă îl cheamă, care antrenează vedetele de televiziune și le învață să vorbească corect. Adică inclusiv din punct de vedere gramatical să articuleze cuvinte și am început să facem toți, adică și colegii mei, vezi, Doamne, că hai să facem toți ca să facem să fie bine exerciții de logopedie și începuse numai din astea făceam la orele respective și atenție, pe bani. Și cred că i s-a părut că, bă, frate, dar ăștia ce vor să facă din mine? Băi, noi la nivelul ăla lucrăm. Adică nu ești un trainer bun dacă nu scoți pe trebuie gură să ai un cum talent, trebuie, n-ai oratoric, muzica respectivă. Trebuie să știi să-i faci pe oameni, să fii atenți, trebuie să... Adică exact, nu chiar așa. Exact. Oamenii o să mă fac trainer, merg și eu cu mașina, mă duc acolo, stau un pic pe lângă ei, bă, nu e așa. Și vă spun asta că nu e așa pentru că eu am văzut câte făceam înainte să merg la școală și mi se părea că dați bun că m-au învățat ăștia și câte mi s-au întâmplat la școală. Și aici o să structurez așa un pic și trecem mai departe. Când am ajuns la școală, primul impact a fost că, bă, da, când ieșim să conducem? Nu mai mergeți noi odată? Da, nu mai mergeți și noi să conducem, că începuseră cu o super teorie, super stufoasă. Am stat, cât am stat? 20 de zile, 17 zile, 18 zile, ceva de genul am stat acolo. Și puneau foarte mult accent și nu intrai... Erau mai multe examene de care trebuia să treci, dar nu intrai în examenul final dacă nu bifai 4 prezentări în care să-ți arăți skill-urile de trainer, în care să le vorbești
cursanților, că eram 10 inși plus, 3, plus 2 traineri, că noi am făcut cu 2 traineri. Și noi le vorbeam colegilor noștri, care erau în sală, da, și cei doi traineri stăteau aici cu o hârtiuță, și nemții. Și notau, a greșit acolo. Da, și, și cum să zic, te puneau și în dificultate, pentru că dacă tu aveai, de exemplu, de vorbit despre cercul lui Cam, nu știu, o să vorbim poate puțin mai târziu despre asta. Băi, erau niște chestii complicățele, în sensul în care dacă nu apucai să le înveți, pentru cum se întâmpla, tu învățai de cercul lui Cam azi și a doua zi dădeai examen din el. Adică dădeai examenul ăsta teoretic, roleplay-ul, da? Și îți mai scăpau chestii și pierdeai firul epic al poveștii și tot așa. Și trebuia să vorbești și în engleză, să faci și atmosferă, să ai body language, să faci suficient eye contact cu toată lumea, să pui întrebări și deschise și închise. Și, adică trebuia să ții cont de toate lucrurile astea, pentru că oamenii ăia criticau absolut orice chichiță de genul ăsta și la final îți dădeau un punctaj. Normal, și ziceau, azi ai trecut. Sau mai fă-l o dată. Bă, și dacă trebuia să mai faci o dată, bă, mureai. Mureai da, pentru că în fața oamenilor aveai emoții, ce să mai. Na, era... Știu. În fine, și a fost super util, pentru că eu în momentul în care ieșeam să le vorbesc cu oamenilor, bă, era chestia când veneam la toaletă. Adică aveam emoții de veneam la toaletă. Dar vezi că totul se antrenează. Da. Azi a fost rău, mâine a fost puțin mai bine, următoarea zi bine, după care sunt în punctul în care dacă vrei să adunăm la sala Palatului să îți fie place plin, să vorbești să în vorbim, fața lor. Îți place. Deja îți place, exact. Simți nevoia. Bă, da, da, asta mă hrănește. Da. Plus că mă bucură foarte tare că, bă, uite, fac și eu ceva pentru comunitate. Dacă eu pot să strâng cât mai mulți oameni într-o sală și să îi învăț să fie mai în siguranță pe stradă, pentru mine aia cumva ok. Dincolo de recompensa pe care o am financiară datorită meseriei, există și o recompensă emoțională pentru orice om de pe pământul ăsta. E, aia e recompensa mea emoțională. Așa, după care am dat examen, adică dădeam, făceam 4 prezentări ale exercițiilor în sine. Și ăsta e punctul în care vreau să, ca oamenii să înțeleagă de ce a fi trainer nu înseamnă doar a ști să conduci bine și atât. Adică sunt un fost pilot și mă fac trainer. Da, îți dau normal, un exemplu. Ca să le dau din experiența mea, da, în care eu eram rapid. Exact. Se poate și lucrul ăsta e un avantaj să fii fost pilot și să ai această îndemânare. Cred că ai o credibilitate un pic mai mare, știi, când ai fost pilot. Știi? Cine e? E domnule, e Titi Aur, domnule, da, a fost campion. Campion, da. Domnule, ăsta știe, domnule, că a fost campion. Știi, da? Poate Titi Aur n-a niciun curs în Germania. Știi ce zic de training? Da. Poate. Da. Zis, poate. Ideea că... Nu, în Germania n-are. Are în altă parte, dar are în Germania. În fine... Eu mă apel câine chel. Da. Cert este că în momentul în care ești trainer, primești niște informații care, repet, vin dintr-un cerc foarte închis. Informațiile astea nu le găsești pe Google și nici pe YouTube. Primești niște setup-uri cu niște exerciții construite de niște oameni în 10 de ani de zile. Academia BMW are peste 40 de ani de când s-a înființat. Ei, și oamenii de acum 40 de ani, în funcție, atenție, de cum au evoluat mașinile, de cum am evoluat noi ca oameni, de cum au evoluat anvelopele și toate sistemele de pe mașini, au dezvoltat niște exerciții care aparent sunt niște jaloane puse pe un circuit. Și ce zici? Păi da, pun și eu un jalon aici, un jalon aici și fac o evitare. Nu e așa. Pentru că fiecare distanță de acolo are o logică. Și îți dau un singur exemplu. La 60 de km la oră, distanța dintre jaloanele pe care trebuie să le eviți trebuie să fie de așa natură încât pe tine la viteza de 60 la oră să te pună, adică fizic, să te pună în situația în care tu să simulezi cât mai aproape de realitate o evitare. Că dacă tu, în loc de, îți dau un exemplu, 10 metri pui 11, treci prima dată, greșești, după care... De 10 ori treci foarte bine. Da, și scopul nu e ăsta. Marja foarte mică ca să fie exact. De fiecare dată greu. Și fiecare distanță dintre fiecare jalon pe care oamenii îl văd pe un traseu... Ce-am făcut? Ce-am făcut? Microfonul? Am crezut că nu vorbesc. Am zis că nu vorbesc. Am zis că nu întrebesc. Așa, zi. Și fiecare distanță dintre fiecare jalon pe care îl pui pe un traseu are sens. Nimic nu-i pus la întâmplare. Inclusiv distanța de siguranță. Adică s-a terminat exercițiul, după care noi mai punem 5 jaloane în capăt, care le indică oamenilor că acolo s-a terminat exercițiul și ei trebuie să întoarcă. Păi distanța aia de siguranță este special calculată dacă, de exemplu, te duci într-un spațiu unde după jaloane ai un zid. Da, corect.
Da, să poată să se oprească mașinile. Exact. Și totul e calculat. Nimic nu este întâmplător. E, munca asta, așa cum am zis, este munca unor oameni care au și suportul unui brand cum e BMW super puternic de ani de zile. De asta, cum poți să vii tu și să spui, ok, știu să merg cu mașina, de mâine mă apuc să fac cursuri. Păi explică-mi și mie cum organizezi tu, de exemplu, un atelier de evitare cu frânare la 120 la oră. Dacă pui întrebări din astea, să știi că nu mai ești cursantul meu. Ok. Așa fac. Vrei oamenii să o dăm mai pe așa comercial. Așa fac oamenii. Așa okay. Fac oamenii care sunt traineri fără să aibă lucruri în spate. Vorbeam noi de un om mai devreme cu mașini, cu nu știu ce. Așa fac. Deci dacă tu te duci și îi spui, am înțeles, ești foarte bun, vorbești foarte frumos, ești și drăguț, îmi place de tine, vreau să fac cursul, da. Arată-mi și mie o diplomă, o ceva, o hârtie prin care cineva atestează că tu ești trainer. Dacă n-ai încredere în mine, domnule, nu mai facem nimic. Eu n-am nevoie de clienți ăștia. Da. Înțelegi? Deci, da, așa se face treaba. Încă o dată, nu vreau să minimizez în niciun Doamne fel fiu. Ce fac ceilalți colegi din piață. N-am dat nume, n-am zis de nimeni. Omul, da, nu, eu sunt fix omul care își dorește să fie bine pentru toată lumea. De ce? Dacă Titi școlarizează niște oameni, cu siguranță o să fie mai buni când pleacă de acolo. Dacă Vali școlarizează niște oameni, cu siguranță oamenii care pleacă de la el vor fi niște șoferi mai responsabili. Și tot așa, păi exemplele 100%, pot continua. Da. Dar cumva vreau să scot și în evidență faptul că meseria asta de trainer e ceva un pic mai complex când ajungi la un anumit punct. Adică în spate stau foarte multe studii, foarte multe cercetări pe care dacă nu ți le oferă cineva, n-ai de unde să le iei tu. N-ai de unde să le iei. Nici, chiar, nici de pe dark web. Nici de pe nicăieri exact. Nu le găsești. Da. Exact. Exact. Da. Sunt lucruri care nu merg. Adică sunt, nu știu, sunt lucruri la care trebuie să duci la bibliotecă să cauți o carte, știi? De asta spun că suntem în 2021 și lucrurile nu sunt chiar așa de pe internet, lucrurile nu sunt chiar așa de repede de făcut. Nu există shortcut-uri pentru orice. Nu există, chiar dacă oamenii își doresc. Dar intrăm în subiecte, fii atent că ne-am notat. Hai că noi am zis că facem treabă super. Serioasă. Gata, facem. Și acum vorbim acum că tot la prima întrebare cât ne-a luat o oră, nu? Super. Cum ai ajuns de la minute. BMW? Da, și stai că n-am terminat. Dar nu mai zic. Așa, deci ai făcut cursurile în Germania și după aia te-ai dus la lui Șeremet, am niște cursuri, mă angajez, da, bine, hai. Da. Bun, deci vrei să discutăm de niște subiecte. Primul subiect ar fi telefonul mobil, pe care eu îl folosesc la volan foarte des și am și teoriile mele legate de treaba asta. Dar spune tu ce părere ai despre chestia asta. 7 din 10 oameni, și n-aș vrea să mă duc în zona asta să spun mereu conform studiilor, dar dacă îți spun eu, poți să mă crezi sau nu. Bă, dar s-au făcut niște studii, niște oameni cheltuie niște multe milioane să facă niște studii și să facă niște statistici. Ok, nu știu cât sunt de exacte, dar cât de cât ne facem o idee. Acolo, 7 din 10 oameni folosesc în permanență telefonul mobil când sunt la volan. Am făcut o statistică personală pe autostradă. Am făcut foarte des drumul Constanța-București, dus întors zilnic. De la câte a doua ori... nevastă sau la a treia? Unde e? Nu știu care e. Credeam că vreuna dintre ele din Constanța. Și atunci, Oana, mama Avei, e din Techirghion. Da. Și 8 din 10 mașini pe lângă care treceam... Stăteau pe telefon. Stăteau pe telefon, frate. Dar nu că stăteau pe telefon, că vorbeau la telefon. Scroll. Da. Facebook, Instagram, în fine. Ce făceau ei acolo fiecare? Eu cumva înțeleg ce în spate. Ne dorim într-o societate ca aceasta, în care avem nevoie de cât mai mult timp să facem lucruri, să fim cât mai eficienți și vrem să facem cât mai multe lucruri în același timp ca să creștem productivitatea. Corect. Încercăm să fim multitasking. Acum, nu știu cât ai dezvoltat un subiectul ăsta cu multitasking-ul și dacă tu crezi nu. În el... Cred, da. Crezi în el? Da. Crezi că putem să facem mai multe lucruri deodată? Uite, vezi telefonul, face update-uri, editează, urcă pe YouTube, nu stăm. Câte, nu stăm. Câte procesoare are telefonul ăla? Nu știu, habar nu mă interesează. Păi nu. Vezi că e important. Da, are, am înțeles. Are mai știu, multe procesoare, mai înseamnă că atenția lui poate să fie împărțită în aceeași măsură către mai multe activități. Corect. Noi câte procesoare avem? Da. Unul singur. E, multitasking-ul ăsta este un mit. Putem să facem lucruri din astea. Te uiți la mine și vorbești în același timp. Sunt procese cognitive simple, nu sunt procese cognitive complexe. Nu cer multe resurse din partea creierului.
așa cum ai zis, multitasking-ul e un mit, pentru că există switch tasking, de fapt. Oamenii fac switch tasking. Și asta ce înseamnă? Că în momentul în care vrei să faci mai multe lucruri deodată, tu, în realitate, având un singur procesor, da, avem un singur creier, poți să ai o singură activitate principală către care poți să duci maxim 80% din atenție și câteva pe lângă secundare. În funcție de ce e important în momentul în care faci acele lucruri, ea poate deasupra să mute. Acum sunt cu tigaia în mână, acum vorbesc la telefon, acum uit la televizor. Uite, încearcă să faci două lucruri similare, să zicem, în același timp. Să porți o conversație telefonică care te interesează și să te uiți la știri în același timp și să vezi nu ce se poate. Nimic. Nu se poate, da. Nimic. Nu poate. Eu nu pot, păi eu sunt prost, am zis. Switch tasking-ul ăsta... Marius trece prin cadru. Ce faci, mă? Switch tasking-ul ăsta este... ne face pe noi în mod eronat să credem că facem mai multe lucruri în același timp la care să ne și concentrăm în aceeași măsură. Da, da. Și hai să ne gândim așa. Am zis că desenăm, dar nu mai desenăm, că eu cred că la asta cred că se înțelege. Bine, okay. Și facem un fel următor. Și desenăm. O să și desenăm un pic mai încolo. Și facem un felul următor. Hai să ne gândim când suntem la volan, ce facem? Câteva activități. Live. Live touch. Deci folosim telefonul mobil. Da. Nu intrăm în detalii. Folosim telefonul mobil. Conducem, automat trebuie să și conduci ca să poți să circuli. Da. Ce poți să mai faci la volan? Mănânci. Mănânci? Da, mănânci. Nu prea, dar... Na. Mai mănânci un sandwich, un ciocolată, normal, bea apă. Doar nu o să mă opresc să mănânc. Exact, bea apă. Da, bineînțeles. Fumezi. Bun. Nu, dar poți. Ce e important este să înțelegem că parte din aceste activități... Unii fac și sex. N-am auzit? Unii fac și sex. Ah, ok. Fac, ești nebun? Da. Fac. Mamă, ăla chiar e un proces grav, că te distrage din mai multe puncte de vedere. Eu cred că îi ajută pe cei care termină repede. Hai să nu intrăm în detalii, eram la procesele cognitive. Bun, deci când încercăm să facem mai multe lucruri în același timp, trebuie să conștientizăm care activități ne pun în pericol și care nu. Dacă bei apă în timp ce conduci, e grav? Îți spune creierul la încercare? Nu. Fumezi? Da, nu. Mai cade scrumul între picioare, te arzi, se pot întâmpla nasoleni. Eu mă refer la modul general. Da, da, da. Bun, conduci. Da. Ești în localitate, semafoare, pietoni, câini, bicicliști, plouă, ninge. Avem nevoie de resurse din partea creierului? Avem nevoie. Ăsta e un proces cognitiv complex. Consumă mulți rami acolo. Bagă, lucrează. E, ce se întâmplă în momentul în care sună telefonul și te sună iubita? Daniele, nu uita diseară când ajunge acasă să iei o sticlă cu suc. Pac, și-a închis. Da, nu e panică. Nu e panică. Da. Dar ce se întâmplă când te sună iubita și zice, bă, s-a îmbolnăvit ăla mic, vină de urgență acasă. Na, și tu zici, stai așa, nu-mi închide, stai un pic, stai așa, că și începi să te enervezi și să te îngrijorești. Dar tu în secundele alea nu mai ești prezent la volan. În momentul ăla, ești în altă parte. În momentul ăla, activitatea principală pleacă de la conduș și se duce către convorbirea aia telefonică. Care, atenție, indiferent dacă o faci prin intermediul hands-free sau prin intermediul sau îl ții în mână, ca distragerea atenției este fix același lucru. Da. Când vrem să facem mai multe lucruri în același timp, transmitem niște informații către creier despre care știm două lucruri. E ca un hard, deci are capacitate limitată de stocare și are capacitate limitată în ceea ce privește atenția, că am stabilit mai devreme treaba asta. Da. Transmitem aceste informații ca să fie transformate în acțiuni. De exemplu, ochii, cel mai important vederea, cel mai important simț pe care îl folosim când conducem, transmit informații către creier, da? Ai văzut un pieton. Creierul înțelege că dacă îți sare pietonul în față, trebuie să iei piciorul în accelerație să-l pui pe frână. Asta înseamnă că a transformat imaginea aia vizuală, informația aia vizuală, într-o acțiune. E, acum mai sunt niște detalii. În toată procesarea asta informațiilor există mai multe etape. Sunt 6 la număr. Cea mai importantă e etapa numărul 3, pentru că în etapa numărul 3, care se numește codificarea informației, creierul alege conștient ce îi spui tu inconștient să proceseze. Și când îl supraaglomerezi că faci mai multe lucruri deodată, cedează și folosește un truc. Pune informațiile într-o memorie de lucru ca să bage, să proceseze. Doar că în memoria asta de lucru, informațiile pot să reziste una, maxim 2 secunde. Știi câte informații? Sute de mii, milioane de informații. Bun. În momentul în care tu inconștient ești atent la telefon, el procesează mare parte din informațiile pe care le primește de acolo. Vederea periferică ți se îngustează, nu mai vezi stânga-dreapta, te uiți așa ca printr-un tunel.
Și el procesează că tu îi spui, bă, eu acum sunt atent aici. Dar tu nu-ți dai seama de treaba asta pentru că tu ce zici? Am ochii la drum. Dar atenția nu mai e la drum. Și în momentul în care se întâmplă treaba asta, el nu mai procesează informațiile mari, grele, greu de procesat, pentru că, na, e mai greu de procesat, preferă să proceseze altele mai ușoare. Și le pierde. Când pierde aceste informații, apare un fenomen, se numește orbire perceptivă, inattention blindness. Ți s-a întâmplat vreodată să pleci din punctul A să nu știi cum ai ajuns? B. Da, frate. Da. Pleci din punctul A în punctul și n-ai stat pe telefon. La... Și sau... te gândești, da. Fiate, nici măcar nu trebuie să stai pe telefon. Te gândești la altceva. Te gândești la altceva. Și zici, cum am trecut eu la obor, mă? Că, fix asta. Cum am trecut eu, mă, fix la obor? Asta. Era roșu, era verde, era... Deci, aia, bă, hai, pur, am ajuns pur la și mai simplu, contează. Nu-ți amintești o bucată de drum. Așa e, da. Imaginează-ți că în momentul ăla poate ai trecut printr-o intersecție cu galben intermitent și n-ai respectat semnificația indicatorului rutier de sus. Poți să spui că l-ai respectat? Nu. Nu poți spune nici că nu, nici că nu știi că... ce ai făcut. Nici exact. Nu știi ce semn era. Tu gândește că poți să treci printr-o intersecție unde tu în mod normal ai stop, da? Și să vină unul cu 100 la oră din și partea cealaltă să te facă pilaf. Da. Acum, evident că, na, eu înțeleg ce se întâmplă în societatea de azi și în viața noastră și că trebuie să facem lucrurile să meargă, dar oamenii ar trebui să înțeleagă că în momentul în care convorbirea devine complicată, Să oprească. Bă, oprește-te pe... Fii atent, da. Dacă te oprești pe dreapta și o continui când stai pe partea dreaptă, da. E clar că o să o termin mai repede. Pentru că și ești, să ai și rezultate mai bune, 100%. Atent la un singur lucru, da. Da? Poate da. O discuție care te enervează. Da. N-ai cum să mai conduci în momentul ăla și să fii 100% și acolo. Și, da. Acolo. Da. Și asta e recomandarea mea. Ok, înțeleg. Bună, iubito... Vin acasă. E regulă. Da. Dar oamenii ar trebui să încerce să-și dea ei seama. Bă, o să am o discuție complicată cu șeful ăsta. Hai să trag un pic pe dreapta, mă concentrez, îi dau atenție. Da. Eu, când vorbesc la telefon acasă, de exemplu, pentru că am lucrat în vânzări și mi-am făcut un obicei. Și mai vine să te tragă de cot. Plec, da. Lasă-mă. Dar de ce vorbești? De ce te duci în altă cameră? Să ai lucruri, mi-ai ascunzi? Nu, așa m-am obișnuit. Când vorbesc cu cineva și un lucru important. Mă interesează foarte tare să-l aud bine pe omul ăla, să îi transmit ceva bine, să-l aud ce zice, să nu știe. Eu nu mai stau în cameră cu tine, plec, mă duc, vorbesc, mă mișc. Să fie liniște. Și eu am, Alexandru, ai secrete? N-am. Dar era o discuție importantă și aveam nevoie, așa m-am obișnuit, să n-am alți factori perturbatori. Inconștient te-ai obișnuit așa. Inconștient, da. Și live-ul pe care eu îl fac dimineața pe Instagram, din mașină, la volan fiind, îl fac pentru că legea îmi permite. Dar din punctul meu de vedere, legea e proastă. Pentru că legea, ca și cu anvelopele de iarnă, ajungem și acolo, e dată greșit. Nu mai vreau anvelope de iarnă. Eu nu am voie să ating telefonul în momentul în care îl folosesc. Atunci mă pedepsești tu pe mine. Dacă mă vezi că ating telefonul, dacă telefonul meu este în suport și eu nu-l ating și telefonul este pe speaker, pot vorbi la telefon ore. Lucru care nu e corect. Pentru că distracția în sine nu este că eu am o mână ocupată și conduc o mână și de-aia facem accidente că nu putem să evităm cum trebuie că avem telefonul în mână. Aici. Nu! Creierul este tot problema pentru că eu le dau exemplu oamenilor și nu le spun cu cearta, le spun, îți scrie aia că vrea să o sugă. Sau zice în telefon. Da. Iubitule, mă dezbrac, vino. Îți dai seama, știi cum sunt filmulețele alea pe net, 2 minute până acolo că mi-a scris că e singur acasă, știi? Informațiile pe care tu le primești te pot afecta grav. Și în bine și în rău. S-a îmbolnăvit copilul, m-am dezbrăcat, vin acasă că te aștept, sunt nu știu ce. Știi? Deci nu problema în sine este faptul că nu mai avem o mână. Că sunt mașini cu cutie automată. Adică n-ai nevoie de ambele mâini ca să le conduci. Da. În siguranță. Problema e de creier. Problema este că telefoanele respective poate să-ți afecteze în fel și chip concentrarea și mai departe. O lege proastă, ca multe alte legi date. Bine, poate începi să schimbi și tu asta și le faci mai mult la semafor când stai pe loc. Live-urile? Da. Păi, dar e legal. E legal. Eu fac... Mie îmi place să joc. Dar nu vorbim de ce e legal, mie îmi place să cu joc ce e bine pentru tine. E treaba. Da, și știi că am dreptate. Ai dreptate. Și știu că viața ta e așa. 100%. Ai dreptate. Dar eu dacă aș vedea că, nu știu... Încerc să schimb ceva pentru mine. Fac live-uri la semafor de acum. Gata, frate. Așa face. Bun. Hai să trecem la următorul subiect. Pe ăsta l-am prins l-am bine ucis? De tot. L-am distrus cu telefonul. Școala de șoferi. Ai avut tu niște Why? Why ai lei? Avut tu niște story-uri în care ai întrebat
ce ar vrea să schimbe oamenii la școlile de șoferi și cel mai mult, cel mai întâlnit răspuns a fost instructorii pe care l-am dat și eu în sine. Oamenii n-au nicio vină, asta e societatea, facem lucrurile ca să fie... Bine! Da, okay. Ok, te las pe tine și zic eu. Facem lucrurile ca să fie făcute, toată lumea merge să-și ia permisul ca să-l aibă și să poată să conducă, că ei au treabă. Iau treabă, ei nu și-au permisul să conducă că le place sau, nu știu, sunt mega apari. Și-au că au treabă, bă frate, să-mi iau o mașină, că uite, am de cărat, am de dus, trebuie să duc copilul la grădiniță, trebuie să iau pe bunica mea de la dializă, trebuie să fie... Și atunci își fac școala asta, se duc la examenul ăsta pe care îl păcălesc, nu contează dacă îl păcălesc, dacă știu, dacă învăț, dacă nu învăț, nu mă interesează pentru mine să pun cărămizi la baza temeliei mele și eu să fiu un om mai bun. Pe mine mă interesează să iau examenul. Eu examenul, să-mi iau permisul să-mi văd de treaba mea. Că eu am treabă, eu nu stau aici să aprofundez să de mașina pe stradă. Ce mă, merg în oraș. O greșeală pe care am văzut-o de-a lungul vieții mele, la începători, a fost că merg repede. Merg repede. Deci în momentul în care ești începător și îți iei permisul și așa, mergi repede cu mașina. Da, mă, e mai simplu asta, să mergi repede decât să mergi încet. Ți se pare mai ușor să fie în grija ta, să-i ferești pe aia din față, decât să mergi încet să-i ferești pe aia din spate. Se pare mai ușor. Și atunci mergem repede. Nimeni nu conștientizează viteza. Îți dau un exemplu, mama. Mama și-a luat permisul și în 6 luni de zile, odată m-a dat cu cap în parbriz, înțelegi? Odată a luat o groapă, a făcut janta praf, pentru că ea mergea repede. Ea n-avea problemele astea. Am plecat cu ea, cu o Skoda Favorit, cu anvelope de vară, că nu existau de iarnă pe vremea respectivă, pe un polei, de nu-ți imaginezi. Eu aveam, nu știu, 14 ani, 15 ani și mă dădeam pasionat de mașini și că știu. Înțelegi? Și mi-a explicat tata, de ce ai plecat, mă, cu ea? De ce ai plecat cu ea? Tu n-ai judecat ce e pe jos? Știi, și ne-am lovit în stâlp aici. Nu a ieșit un Scandinavian flică? A pus-o... Aici tu un câine. A făcut tranziția. Aici tu un câine pe stradă, care în momentul în care noi aproape am trecut de el, s-a întors. Câinele. Da, și în momentul în care s-a întors, ea s-a speriat, a tras stânga, mașina a fugit, vedeam contrasensul, după aia a tras dreapta. Nu? Ce să faci, nu? Încerci să o aduci pe linia de plutire. A tras dreapta și ne-am potrivit așa, cu un stâlp care venea spre noi. Și am zis, ne oprim până în stâlp. Și când a dat în stâlp, am spart parbrizul cu capul. Și oamenii nu conștientizează ceea ce vorbeam noi. Responsabilitatea pe care o au în momentul în care se urcă la volan. Oamenii sunt atât de grăbiți în viața lor, încât nu mai au timp. Nu mai au timp să judece lucrurile astea. Bă, mă duc să-mi iau permisul. Ok. M-am lăsat acolo. Instructorul, ce mi-a? Pune frână, calcă ambreiajul. Bă, de ce fac eu lucrurile? Ce e aia ambreiaj? Ce e aia mecanică? Ce se întâmplă cu mașina când eu apăs pe pedala asta? Ce se duce lichidul de frână? Îl vezi? Pac, se duce netrier, strânge. Adică eu văd asta. Da. Eu simt astea. Eu, știi? Oamenii n-au treaba asta, nu știu ce e aia ambreiaj, ce e aia frână, de ce e aia, de ce apăs pe aia, de ce n-apăs. A, când pun frână, calc ambreiajul, că așa m-a învățat instructorul, e simplu, să nu moare motorul, că moare motorul și mai dă la permisul. De norocitul ăla de polițist m-a picat, fătul în gură pe masă, de jepat. Da. Înțelegi? Și nu își asumă absolut deloc faptul că poate să omoare niște oameni să fie liber, ca Huidul. Știi? Da, nu... Nu și asumă că își distrug viața lor, că eu sunt ferm convins că Huidu nu este ok după accidentul ăla. Sunt ferm convins că nu a trecut ca și cum, da, mă, i-am omorât pe aia, am greșit, aia e pula mea. Am spart o vază, mă, am greșit. S-a întâmplat. Nu, eu nu pot să comentez pe marginea unor astfel de subiecte, pentru că na, fiecare știe ce... Da. Și... Deci eu sunt de părere că majoritatea oamenilor care se urcă la volan nu își asumă responsabilitatea pe care o au, nu conștientizează responsabilitatea pe care o au și riscurile la care se supun mergând cu mașina, și e o chestie așa care merge de la sine. Și societatea vine cu niște reguli doar în momentul în care se întâmplă ceva. Dacă nu se întâmplă nimic 10 ani, regulile sunt bune așa cum sunt date. Dacă au murit niște copii, s-a întâmplat un caz, da, bă, gata, nu e bună legea asta, trebuie să o schimbăm. Înțelegi? Bun, acum zi-ne tu părerea despre școlile de șoferi și despre ce crezi tu și despre ce cred oamenii. Dacă nu-l tratăm superficial subiectul și îmi dai voie să-l aprofundăm, dau voie cât vrei tu, o să vezi că din start mentalitatea noastră este greșită. De ce? Nu contest. Intră tu pe Facebook când vrei tu, nu acum să pierdem timp, sau pe orice site al unei școli de șoferi și spune-mi unde, la câte din 10, la găsești niciuna, zic eu, sloganul cu noi orice vis devine permis. La noi iei permisul foarte ușor. Atenție ce cuvinte folosesc, da? Da. Și abia după, dacă există o continuare de genul și te învățăm și să conduci. În loc să fie... Da, dar
cum să zic, în subconștient îi bagi omului că el trebuie să învețe să-și ia permisul ușor. Și din start educăm în marea masă în felul ăsta. Le bagi informația asta în cap. Deci eu când, deci cum să zic, la un moment dat am făcut studiu de caz personal. Bă, dar chiar toate școlile spun că vor să te învețe să-ți iei permisul ușor? Trebuie să fie unul. Am găsit, cred că vreo două, care cred că au un om bun la PR. O fi și remet pe acolo, băgat part-time. Și așa 10%. Și așa, știi, băiatul meu, 10%. Dai și mie acolo, dar nu, îi pui implic, pac, știi tu. Revolut. În rest, de aici pleacă discuția. Bun. Și există mai multe aspecte. Primul aspect este că, ca să nu dăm un instructor din prima, este că ei nu au cadru legal să facă lucruri. Să zicem că luăm premiza în care ei sunt foarte buni. Toți au cadru numai interese, legal, da. Adică toți instructorii se gândesc la următorul lucru. Eu vreau să-i învăț pe ăștia bine să conducă, pentru că am 3 copii care traversează strada zilnic. Și tu zici că asta fac toți? Nu, nu. O luăm, okay, da, în ipoteza în care instructorii, toți instructorii gândesc asta. Da. Și zic, băi, eu ăștia, măcar pe ăștia pe care îi învăț eu, vreau să-i învăț ok, ca merg și eu ai pe stradă copii? Și copiii, da, mei, da, și exact, nevastă-mea, exact, și familia. Da, da, și da, sunt de acord, că... pertinent, da? Sunt de acord. E toți bun... au cele mai bune intenții. Da, bun punctul de vedere, bun. Chiar foarte bun. E, ideea în felul următor, că ăsta e un domeniu în care... Sau hai să spun așa, sunt câteva domenii în lume unde este imperios, deci e absolut obligatoriu să faci performanță. Medicina mi se pare un domeniu în care trebuie să faci performanță. Te duci la un chirurg dacă auzi că e i-a prost, tăiat da. Ciomul. Nu, dar te duci. Nu te duci la ciomul. Nu? Cu toate, că zaracul, cine știe ce-o fi fost acolo și în fine. Întotdeauna nu comentăm, povestea iarăși, acolo, are nu două părți. Da. Dar nu te duci la un chirurg dacă știi că bă, ăla din 8, 10 mor. Știi? Normal, de ce? Păi duci, că da, a trecut pușcă cum a trecut, că nu știu ce, că la la la. A copiat. A copiat, da. La fel în sport. În sport, ca să fii cel mai bun, trebuie să faci performanță. Cadrul legal n-ajută școlile de șoferi să facă performanță. Explică-mi și mie ce poate să învețe orice om de pe pământul ăsta, ca și nou skill, în 30 de ore. Și nu 30 de ore, că sunt 50 de minute cu 10 minute pauză. Deci mai, în mai puțin de 30 de ore, cum să-l înveți pe un om să facă performanță într-un domeniu în care, dacă dă greș, poate să omoară, o să omoare un om, 2, 3, 5 sau pe el. Sau pe el. Da. Cum poți să faci performanță în 30 de? Dincolo de asta, tu ca instructor, ca școală de șoferi, câți bani poți să ceri pe 30 de ore de condus? Da. 1200, 1500, mi-a scris un instructor zile trecute că el e cel mai scump și că cere 1800. Mamă, și mie mi s-a părut 1830 de ore să stai cu un om. Bă, frate, uzura mașinii, carburant, anvelope, da, 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 timpul ambreiaj, tău. Da. Timpul tău, ce să zic? Da. N-ai cum să faci performanță. Este da, absolut imposibil. N-ai timp. Mai n-ai mult timp decât atât. După astea 30 de ore, tu nu ai cum să-ți obligi elevul să nu intre în examen chiar dacă nu e pregătit. Pentru că, repet, toți instructorii se gândesc la binele familiei lor și nu vor să-i lase, că nu sunt pregătiți, da, nu? Deci da, tu, da. Acolo era ipoteza. Și să vezi care e paradoxul, bă, și ăsta strică mult. Ăsta ucide oameni, paradoxul ăsta. Pentru că am povestit de tot acest lanț până acum, instructorii ce zic? Ok, nu există cadrul legal, putem să schimbăm noi ceva? Nu. Ar putea să schimbe dacă ies toți în stradă și fac greva familiei. Bă, vrem așa, fac. Da. Ok. Da. Nu pot să schimb treaba asta. Hai să mergem pe realitate. Nu putem să schimbăm tot acest sistem, toată această caracatiță infectă și atunci succesul școlii mele de șoferi e reprezentat de ce? De numărul de oameni care își iau permisul de conducere, bă, nu de numărul mine, de oameni da, care învață să care conducă. Știu să conducă, da. Corect. Înțelegi? Da. Și atunci el face tot posibilul prin tot felul de tertipuri, adică inclusiv te învață, vezi la semaforul ăla, să te duci cu a doua, că se pune roșu repede și să nu bruschezi poliția. Adică îți dă tot felul de, de da, tipuri hinturi, din hinturi, ca să iei da, permisul. Ca să nu ca permisul, să fii mai bun. Frate. Nu ca să frânezi și când simți tu că moare motorul, calci ambreiajul. Da. Nu, calci ambreiajul din start ca să eliminăm da, posibilitatea asta. Da, da. Bun. Dincolo de treaba asta, bă, instructorii sunt nepregătiți. În sensul în care când am colaborat cu, hai să nu zic că nu știu dacă e bine să dau din casă, am colaborat cu o anumită instituție care ține cursuri pentru instructorii auto, specializare,
am avut înscriși vreo 1000 și ceva de instructori, din care au venit vreo, nu știu, au venit jumătate, că restul au zis că ce să învețe ei de la noi. Păi da, ca eu, te mă învață pe mine. Da. Exact. După păi care... Am 70 de ani, băi, alo? Am 40 de ani exact. De condus, băi, exact. Puță exact. Verde, exact. Veni tu să-mi zici. După care fii atent ce se întâmplă. Din ăia care s-au prezentat, bă, jur, eu... Vorbim de instructori, nu de neapărat de șoferi care pot să meargă liniștiți pe stradă. Vorbim de oameni care învață alți oameni să conducă. Eu nu le-aș fi dat licență la mai mult de 10%. Ca să nu-ți mai zic cât tu mâine, dacă vrei, te trimit la IFPTR, îți zic frumos ce dosar, mi-au scris oamenii. E atât de simplu de nu-ți vine să crezi. Adică întrebările pentru examen le ai dinainte într-o carte pe care o cumperi ca să le înveți răspunsurile pe de rost. Atât de simplu. Ok, okay. Bun. Nu. Acum, eu aș face cumva, nu știu, statul, nu știu, că noi nu avem de exemplu ADAC-ul, la noi ACR-ul, dar nu se implică la nivel... Da, nu intrăm în subiect. Aș face cumva ca acești instructori să fie verificați și paraverificați periodic, și da. Puși la teste. Normal. Bă, tu știi să-l înveți pe ăla să facă o evitare? Da. Păi fă-o tu prima dată. Da. Hai să vedem. Facem da. Un curs în care, nu știu, vii odată la 2 ani, să nu zici că exagerăm, odată la un da, an, la 2, la 3, costă nu contează. Nu știu cât, și hai să vedem dacă poți să-ți menții această licență da, pe care o obții tot așa. Ca la profesori, cum fac cu profesorii, nu, că trebuie să dea niște exact. Examene. Niște... Exact, exact. Da, să zici. Acum, separat de treaba asta cu școala de șoferi și că nu există condus de noapte și că poligon și că puține ore și că n-ai voie să ieși pe autostradă și pe drumul expres și pe drumuri naționale și că da. Viteză redusă și bla, 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 bla. Și hai să nu mai lungim cu incompetența instructorilor care vorbesc la telefon, care da, fine... mă, ce dracu, eu știu când mi-am luat eu pe, adică am făcut da, școala, da. M-a venit omul, m-a luat de acasă și mi-a zis cum e? Băi, zic, eu știu să conduc, frate meu. Știi, da, ia treci mă la volan. Hai, pleacă de pe loc. Și am plecat întâi, a doua, a treia. A, zic, știi câtă treabă fac cu tine? Du-mă militari. Du-mă drumul taberei. Stai că am de luat sifoanele de la sifonerie. Stai că trebuie să-l iau pe filmul de la școală. Și eu la ore, asta făceam. Că eu știam să conduc. Adică el da. M-a pus la volan, a văzut că știu. Gata, bosule, ce mai trebuie să te mai învăț eu? Că hai să facem orele că așa. Dacă vrei, poți să ajungi mai repede. Înseamnă că tu știi, mai facem normal, orele, nu mai facem. Știi? Exact, da. Și uite așa. Și uite așa. Ok, oamenii sunt inconștienți. Asta e, așa e de când lumea, da? Da. Bun, ce facem noi, ăștia responsabili să zicem, mă bag și eu în tagul da. Asta, da? Cu copiii noștri care merg la școala de șoferi. Pentru că ce se întâmplă? Văd foarte multe cazuri de părinți cu posibilități financiare care nici nu-și cumpără odrasla, nici nu-i cumpără odraslei mașini, nici nu-și ia odrasla permisul da. Înainte, să, înainte să-i să-i cumpere, cumpere mașină puternică. Puternică. Atenție, da. Puternică. Și asta și m-am gândit așa, logică, și eu am copii. Și m-am gândit așa, bă frate, ce-i dau lui fii mea să mănânce? Bă, păi, dar mă chinui să-i aduc cașcavea de la secăria, mă chinui să-i aduc legume din curte de la bunici de la scânteia, mă chinui să-i aduc găină de casă, mă chinui așa. Bun, deci îi dau ce e mai bun. Corect. Bă, la ce grădiniță o trimit? Da. Bă, o trimit la o grădiniță unde... Nu, da... Aoleu, da, să ai doi la grădini. Așa. Hai să schimbăm. Da, așa. La ce grădiniță o dai? O dai la o grădiniță unde știi și tu că nu mănâncă barnii, că nu mănâncă moațe de bască, că mănâncă ceva corect, că are niște activități faine, că educatoarele de acolo se poartă frumos, că le-au da, acordat atenție, iubire și așa mai pentru copilul tău. Vrei bun. Tot ce e mai bun pentru copilul tău, pentru că îl iubești cum n-ai iubit pe nimeni niciodată în viața ta. Exact. E simplu. Exact. Adică după e... care crește, ajunge la școală. La ce școală îl dai? Încerci să-l dai la o școală bună. No. Ce haine îi cumperi? Haine de calitate. Faci tot ce totul poți de mai calitate. Bun. Bă, frate, și ajunge la școala de șoferi, face nu. Școala de șoferi, da. Tu ești conștient că e cel mai prost lucru pe care, care îi se poate întâmpla în tot parcursul vieții lui din punct de vedere calitate, dar nu mai faci nimic după. Păi nu sunt conștienți, dacă mă întreb pe mine. Adică nu conștientizează pericolul. Eu cred că trebuie să cineva, noi oamenii care suntem în domeniul ăsta, trebuie să lucrăm la treaba asta. Bă, frate, n-ai cum să-i dai toată, să crești un copil 18 ani, țiplă. Dai ce mai bun, țiplă, crești, e omul, și da? Și zici, treci pe podul ia ăsta ieși, rupt. Mă, da. Ia treci, mă, pe podul ăsta rupt. Exact. Se rupe, mă, exact. Și eu am avut cazuri dese în care părinții le-au cumpărat, nu știu, M4 GTS.
Da, mașini. Păi, hai să vorbim de cazuri. Stai. Da. Și îți zic, câți kilometri are copilul de când are permis? A, păi nu, ce are vreo 1500 cu un X1. Păi, ok, și de ce îi luat în 4? Adică... Dar ce l-ai întrebat? Nu-l mai vreți? Bă, nu-i așa și... Nu mai ar fi. Dar nu mai vreți copilul? Vă deranjează? Zice, da. Dar el e băiat cu minte. E? Și cum? Culmea, băiat cu minte și nu-l mai vreți? Auzi, și îmi venea să-i zic, bă, frate, mama... Când aveam eu 18 ani, știa că sunt atât de cu minte. Mamă, și eu plec cu ursulețul la mare, sunt așa cu minte și merg așa încet cu 50 în localitate, de nu-ți vine să crezi. Da. Și am avut o situație în care am zis, bă, zic, dar adu-l un pic să fac cu el. Nu, că e cu minte, că nu știu ce. Într-adevăr, există și niște costuri când faci one-to-one cu un om cu astfel de mașină normal. Pe care dă 140.000, adică na. Da, costurile erau problema când el a dat 140.000 pentru a fi copilul lui mai bun și în siguranță. Cred că era o mare problemă. Știi că l-a adus înapoi? Ce mașină? După primul accident. A. La o lună, nu știu, neacordare de prioritate ceva, i-a rupt unul roțile, l-a făcut. Se întâmplă, vorba aia, accidente, adică din aia, da. Haide. A, da? Haide. Păi, putea să moară, mă. Putea să moară, bă. Și nu mai era niciun haide. Ce făceam noi la început? Da. Uite, așa se schimbă. Student la medicină, băiatul, adică... Da, dă la de... Mergea pe treaba lui, bine. La modul... Da. Cum a făcut cacazi? Moale. Da. La prânz cum a făcut? Da. Tare. Bine. Adică crescut ca la carte. Totul și mega tu controlat. Da. Bă, aici trebuie să se schimbe ceva. Da, nu pot... Mi-e foarte greu să înțeleg ce e în mintea lor, jur. M-am gândit și eu de multe ori. Uite, a fost cu accidentul lui băiatul ăla, nu mai știu, vedete de-astea de oraș, cu Ferrari, cu oameni morți, cu nu știu ce. Da, adică avem și în fața noastră zi de zi la știri. Îl anchetează, îl faci, că se droga, că se făcea. Că... Bă, frate-i meu, de ce ai luat Ferrari, frate-i meu? Bă, Ferrari, mă, să mă lasă la 20 de ani. Păi tu n-ai avut 20 de ani. Adică, ok, nu pot să mă pun în locul oamenilor care au milioane de euro. Că... Nu pot să mă pun, că nu le am. Nu știu, ai multă treabă. Nu, ai multă treabă. Ești ocupat, telefoane, business-uri, vin vapoarele în port, ăla descarcă. Chiar steaua la breaza. Ăia au venit de la recorder în pădure, pe gamea și pe cine sunăm. Înțeleg? Ai multe pe cap, probabil. Păi da, ai avut și tu 20 de ani. Ai avut și tu mintea de la 20 de ani. Acum ne-am răspuns amândoi. Da? Acum ne-am răspuns amândoi. Păi nici n-au făcut, mă. De unde se știe? Păi n-au făcut, mă, dar au avut mașini. Uite, eu, exact cum spui tu, la 18 ani ai mei nu mi-au luat mașină. Că probabil și-au dat seama. E un dobitoc. Am pus eu mașină lui ăsta că moare. Înțelegi? Îmi doream scooter, îmi doream orice era cu motor. Eu am trăit până la 18 ani ca să mi-au permis. Înțelegi? Eu mergeam la școală așa. Așa mergeam pe trotuar. Așa mergeam pe trotuar cu ghiozdanul în spate. Da, visul meu, eu la 18 ani m-am zis la școală, la 18 ani și o lună mi-au luat permisul. Nu mi-au luat mașină, nu mi-au luat scooter, nu mi-au luat nimic. Și aveam un prieten, pe care l-am și acum, dar e în Anglia, care avea o Dacia 1300 de la bunicăsu. Bă, Dacia 1300 de aia cu stropitor la parbriz, la picior, da? Și mașina avea 60.000 de kilometri, că bunica s-o ținuse, că o făcuse, că era săraca și a luat-o Adi. Și Adi al meu, care avea permis și mașina respectiv, nu era așa pasionat de condus și de mașini. Era, mergea și el cu mașina, că avea treabă și dăduse bunica s-o mașină. Dacă mergeam să luăm țigări, omul se dădea jos, ducea la magazin și mă urcam la volan. Poate mă lasă pe mine să conduc acum, știi? Iar Dacia 1300, până la mare nu o depășea nimeni. Pe drumul vechi. Nu mă depășea nimeni. Am casete filmate cu oameni care vin așa pe marginea drumului, că era coadă. Mamă, frate, ce motor ai? Și 1300, 4 trepte. La 150 nu se mai auzea motorul. Deci la 150, de la Dacia, de la... Nu mai știa săracul ce să facă. Era terminat. Da. Și inconștiența și teribilismul pe care l-aveam la vârsta respectivă, nu pot să ți-l imagini. Nu, adică nu... Am filme pe YouTube în care... Nu mai fac niște depășiri cu Silvia și zic, frate meu, zic eu aici, la 20 de ani... Mai făceam doi. Vă spuneam oglinzile, ești nebun la cap. Da, nu există. Da. Și nu mi-au luat mașină, știi, la 18 ani, că probabil oamenii și-au dat seama, după care mi-au luat un Ford mort. Poți să faci repede o paranteză? Te rog. Nu știu dacă maestrul poate să facă în podcastul ăsta nu un poate să facă. Flash o nebunie. E slab, nu știe pe grafică pe slab, astea. Slab. Că noi am, poți noi să desenezi eu atent. Da, fii atent că noi am tot povestit despre treaba asta. Că așa făceam și noi în tinerețe. Da. Și s-ar putea ca tinerii să înțeleagă, păi da, bă, dar și voi făceați în tinerețe. Da, făceam, și vreau să le transmit, și vreau să le transmitem următorul lucru. Da. Proștii fac greșeli și nu învață nimic din ele. Da. Inteligenții fac greșeli și învață din ele.
Bă, dar oamenii geniali învață din greșelile noastre, ale proștilor. Da, adică ei ar trebui să învețe din noi le povestim asta nu ca să ne lăudăm, nu ca Doamne să ne fălim, eu... ci ca să-i facem să înțeleagă că, bă, noi am fost acolo, nu faceți așa că nu-i bine. Noi suntem în viață, că am avut noroc. Că am avut noroc, jur. N-a am fost știință, n-a fost nimic. Am avut noroc și voi poate nu-l aveți. Da. Poate voi păi uite, sunt mulți care n-au. Domenii, da. Da. Și de asta spun, și Dacia, și Ford Escort, și drumurile, și tot ce s-a întâmplat cu mine până la 26, 27, 28 de ani, nu știu, să zicem, n-a fost știință. N-a fost un har. Da. N-a fost o, băi, eu m-am născut talentat, și putem eu să simt putem să contrazicem și știința. Da, da, da. Nu, suntem foarte buni. Nu, a fost noroc. A fost îngerul pozitor care a avut grijă de mine. Da. Înțelegi? Da. Nu e normal. Nu e normal să te bazezi atât de mult pe mașină. Știi? Nu e, nu e normal să te bazezi. Eu mă bazam foarte tare și pe ăia alții din trafic. Mă bazam pe ei. Și mă bag în depășire pe ce ăla nu pune frână. De ce mă ăla nu mă vede? Da. Bă, frate, ești nebun la cap. Tu faci... Adică, nu știu cum să spun. Până dată de unul ca tine. Da, eu personal... Ce face ăsta, o să bagă peste mine? Da, eu personal nu m-am simțit niciodată în pericol cu mine la volan. Niciodată. N-am mers niciodată mai tare decât am putut eu să merg, știi? N-am ajuns niciodată în punctele alea în care nu mai gândeam și zic, mamă, să rup acum, știi? Dar tot a fost noroc. Dar vreau să te întreb ceva. Dar ai asistat la vreun accident nasol? Da, în fața mea. Ești nebun, plecasem cu Silvia și cu Scirocco și cu RS4 la munte și în fața mea, pe drumul spre Buzău, dacă nu mă înșel, e ăla cu o bandă și o bandă pe sens, ăla, da. S-a lovit un Passat cu o dubă frontal, frontal, Passatul a ajuns în câmp. Duba s-a răsturnat pe o parte, motorul de la Duba a zburat și i-a luat capul unul cu o Corsa, băi. I-a luat capul și era plin aia de creier și te-ai oprit? Păi în fața mea s-a întâmplat. Da, te-ai oprit? Da, mă, m-am oprit, m-am dat jos, ăia erau așa, eu am trecut, aveam filmarea, dar am șters-o pentru că era, nu vrei să-ți imaginezi. Știi, ai văzut cum e după accident, aburul de la fum, ăla ieșea din Duba prin parbriz. Oprește-te aici. Da. Bă, tu ai văzut cum ies aburi din organele oamenilor care sunt rupți în accidente? Nu, asta n-am văzut. Băi, ca la nu. Căprioare. Da, nu, asta n-am văzut, dar nu. Deci asta am văzut și mirosul ăla specific de porc pârlit. Da, știu. Bă, când vezi una d-aia... Nu, nu vrei să știi cum am mers până la munte după aia. Nu vrei să știi cum am mers până la munte după aia. Adică mă deranja blow-off-ul. Mă deranja... Bă, dă-te în mașina, mă, dar nu te mai potolești, dar dă-te în gât. Deci eu m-am dus ca să-ți imaginezi, era o Corsa, mă. Deci ăștia s-au lovit așa, ăla a zburat în câmp, ăsta a zburat aici, Duba. Eu am trecut, ăla ieșea prin parbrizul Dubei, care era într-o parte, că nu mai era parbriz, ieșea unul plin de sânge și m-am dus în față, unde era o Corsa, a oprit așa, pe sensul de mers, pe bandă. Și femeia din Corsa s-a dat jos, da, și a venit spre mine, eu m-am dus spre ea cu telefonul filmând, ea vorbind la telefon și îi zicea lui maică-sa, n-auzi, mamă, că a murit, n-auzi că nu mai e. Și probabil maică-sa la telefon, îți dai seama, încerca să o liniștească, stai mamă liniștită că nu e așa, stai mamă nu știu ce. Și eu când m-am intersectat cu femeia am prins-o în brațe, cumva nu știu cum să zic, știi? Am atins-o, stați doamnă liniștită, nu știu ce, mai vei niște oameni că să-i dea niște apă. Și eu m-am dus să văd la Corsa ce s-a întâmplat, înțelegi? Și am ajuns la Corsa la stâlpul B aici la mijloc, da? Mașina nu mai avea plafon, deci mașina nu mai avea plafon. Și ăla era la volan și avea jumătate de cap așa, mi se vedea creierul, înțelegi? Asta am văzut și m-am întors, frate Emiu, că n-am mai putut să mai văd. Și după aia am realizat că eu am creierul lui pe mâinile mele de pe ea. Înțelegi? Și m-am spus pe iarbă și m-am șters și am zis, hai să mergem de aici. Hai să plecăm de aici, că n-avem ce să facem, n-avem cu ce să ajutăm. Zic că mai vine și salvarea și poliția și ne mai ține și aici două ore. Știi? Și am luat mașinile, am trecut printre resturile alea de plastice și de nenorociri și ne-am dus la munte. Încet, încet. Noi, dar tu ai văzut cum... Trezește ceva în tine și sunt convins că din când în când îți aduce aminte de accidentul ăla. Dar n-am cum să-l uiți. M-ai întrebat de una, adică ăla este accidentul etalonul care mi-a rămas în cap. Cu siguranță am mai văzut sute de accidente de-a lungul timpului cu oameni morți, dar nu m-am mai impresionat cum motorul de la Duba aia i-a luat capul omul ăla care mergea regulamentar pe stradă cu mașina și poate avea și centura pusă. Da. Înțelegi? Adică, fai de capul meu, fai de capul meu ce nenorociri se pot întâmpla la care oamenii nu sunt. Și uite, erau pe vremuri, se puneau mașini lovite în anumite țări. Ai văzut? Se pun pe drumuri mașini lovite. Uite bă ce se poate. Puterea exemplului cred este în asta. Foarte bună pentru oameni. Cred foarte în asta. Bună pentru oameni. Cred știi? În asta și bine că ai punctat asta pentru că legat de tot ce am discutat noi până acum cu telefonul. Da. E importantă puterea exemplului și e importantă puterea obișnuinței. Ca să nu folosești telefonul mobil și să zici, bă, eu nu folosesc telefonul mobil la volan, nu trebuie să-l folosești deloc. Adică există aceste două situații în care nu-l folosești deloc
Dar nu există, îl folosesc doar la semafor. Na. Cu Alexandra nu-l folosesc deloc. Excelent. Nu-l folosesc. Îți adică nu mă lasă aici, nebun. Bravo, mă, Alexandra. Telefon. Bravo. Și am telefonul, da. Pun în suport, pun pe Waze, știi? Da. Și eu nu folosesc telefonul, că mă ceartă, că ajungem nu știu unde și zice, stai numai pe telefon. Păi, sora mea, am condus 4 ore. N-am stat deloc pe telefon, trebuie să recuperez. Adică, știi, când merg cu Alexandra, nu. Nu, n-am voie să la telefon. Să mergi mai des cu Alexandra atunci. N-am voie la telefon, știi? Da, pe partea de instructori și de școală și așa, nu cred că se va întâmpla ceva în România, dacă mă întreb. Prea curând. Pentru că nu le pasă oamenilor. Nu înțeleg. Sunt oameni cu bani, care sunt la putere, care poate să decidă, care poate să facă lucruri pentru siguranța lor și a copiilor lor. Cum facem să audă podcastul ăsta? Nu știu. Nu pentru, nu știu pentru pe cineva mine, care știe pe cineva care pasă. Nu pentru mine, nu pentru tine, nu pentru... Să facă pentru ei. Eu asta nu înțeleg. Bă, ai ajuns la putere. Bă, ești, cum ești tu? Habar n-am. Bă, da, fă pentru tine drumuri. Fă pentru tine legi. Dai tu lege și mă obligi să port anvelope de iarnă, iarna pe zăpadă și vara mă lași cu acele... Ți era greu, mă, să scrii? Bă, ți era greu să mai scrii un paragraf? Dar nu e asta, nu știu. Nu există, mă, frate. Nu există, este doar... Deci tu ești obligat să folosești anvelopele de iarnă doar atunci când carosabilul este acoperit cu polei sau zăpadă. Dacă suntem în decembrie pe 20 și afară sunt 18 grade, tu nu ești obligat să folosești anvelope de iarnă. Că nu e zăpadă. A, da, asta știu, asta știu, asta știu, asta știu. Nu specifică în lege specifică că de pe 1 noiembrie... Da. Că dacă, e frig, am înțeles. Bă, dacă sunt peste 7 grade, eu te dăm lege foarte bă, simplu. Bă, dar nu da și mie ceva de băut, așa nu, pe sărăcie la voi, adică... Vrei Red Bull? Că poate n-ai energie. Dă, frate, ceva, nu contează. Că avem buget de la Red Bull. A, mulțumim, Red Bull, Red Bull. E și rece, ești nebun. A venit băiatul. Lasă telefonul la vol. Gata, da. Mulțumesc frumos. Treci. Ce, să se... Nu, să nu se vadă, că nu ne-a dat bani. Ah, ok. Da, nu contează. N-are importanță. Noi promovăm și oamenii ăștia săracești, care pun suflet în ceea ce fac și bagă foarte mulți bani în publicitate. Și uite, ajută și motorsportul, că e foarte bine că se întâmplă. Da. Și aia e, nu mai știu ce vorbeam. Mai întreabă-mă ceva, ce vreți să afle oamenii. Vreau să... Stai puțin, că eu am notat aici. Uite, bă, că am intrat și în teribiliștii și părinții inconștienți, fără să vrem. Da. Vezi? Păi eu nu sunt fraier. Eu am ținut o minte și am scos iepurașul din joben. Bang, da. Stai să-i deci, băgăm aici, rap. Mi se pare inconștiență totală. Mi se pare inconștiență totală că acești părinți cu bani care cumpără mașini sunt și în politică și ar putea, repet, să dea niște legi. Bă, nu ei. Bă, uite, ia-l pe Silviu Toma. Bă, ia-l pe Titi Aur. Păi ia-l pe unul care de asta e de meserie. Ce ești, mă, tu de meserie? Păi, eu trainer așa. Ia fă-mi un curs, mă, tu mie. Eu sunt Tăricianu care e pasionat de mașini, mă, că ai și talentul lui. Nu? Și a fost în politică. Fă-mă ceva bun pentru fii tu. Nu pentru mine, nu pentru popor, nu pentru a fi votat. Fă-mă ceva bun pentru familia ta. Că mergeți și voi pe aceleași drumuri. Păi ei au făcut, mă, pentru familiile lor. Ce au făcut, mă? Sunt în Franța, până Monaco, până... Da, mă, dar nu știu ce să zic. Acolo legile sunt tot altfel. Vin și în România. Vin și în România, da, și... Știu ce zici. Da, acum făceam cumva astea. Haz de necaz, da, îți dai seama. Merg pe drumurile astea, știi, spitalele astea. Bă, spitalul ăsta, dacă fii tu, ești președintele țării și fii tu are un accident cu mașina, bă, ajunge la Floreasca, mă. Bă, n-ajunge în Franța. Până ajunge în Franța, ajunge la Floreasca. E oale și ulcele până ajunge. Bă, frate, mie, nu faceți pentru voi? Mi se pare noaptea minții. Iar partea de cumpărat mașini scumpe și puternice copiilor, iarăși mi se pare noaptea minții. Nu-i mai vrei, mă. Nu-i mai vrei. Da, știi și ce nu înțeleg oamenii ăștia? Că hai să luăm, hai să zicem de BMW, că toți suntem cu BMW. Da, bă. Bă, ți iei un M4. Bă, un M4 este o mașină care... La bază e o mașină mai sigură. De ce? Păi frânează mai bine. Clar, are frâne mai performante decât mașinile normale. Stă mai bine pe normale. Drum. Accelerează mai repede ca să poți să faci o depășire. Sau să fii mai sigur în depășiri. Da. Bineînțeles, te ajută. Cât da. Timp înveți să profiți de aceste abilități, corect. Tu ai o mașină mai sigură, tu ești mai sigur pe stradă. 100%. Partea proastă e că dacă nu știi să lucrezi cu aceste abilități, devine o mașină care te poate omorâ. Te încurcă adică mai tare decât una normală. De, exact, e la poli atât de opuși încât nu există variante. Există doar varianta în care, dacă vrei să fii safe, trebuie să înveți să mergi cu ea. Da. Eu știi ce nu înțeleg? De ce oamenii care își permit, nu vorbesc de oamenii care nu își permit, nu vorbesc de oamenii care se chinuie să strângă banii, să facă școala de șoferi, să zicem oamenii aia care și-ar dori
să participe la cursuri de training, de conducere defensivă, de conducere sportivă. Și-ar dori. Se uită la podcastul nostru. Sunt mega pasionați. Încearcă să-și culeagă informații de peste tot. Că n-au bani, n-au puterea financiară. Păi ai înțeleg. Bă, dar acum ce să facem? Da, poate putem să facem ceva pentru oamenii la un moment dat. Că eu îmi doresc să fac o campanie în care... De ce nu? Nu știu, un anumit număr de oameni pe an să vină gratuit la noi la cursuri. Da, dar trebuie să pot să susțin treaba asta și lucrez la un proiect care cumva... Da. Și nu vorbesc de ăștia. Bă, dar vorbesc de oamenii care au bani. Bă, oamenii care își permit. Care n-au furat în România. Au făcut afaceri, au făcut bani, au muncit. Au muncit de la 5 dimineața până la 12 noaptea ca să aibă un venit. Bă, nu vrei mă să fii mai bun tu? Bă, tu nu vrei mă să fii mai frumos? Dar nu cred că mai sunt în zona aia. Bă, frate, nu tu, copilul tău. Nu vrei să ai un copil bun? Adică eu, de exemplu, dacă aș avea posibilitatea financiară, eu nu l-aș da pe fiul meu la școală. Nu l-aș da la școală, boss. Eu sunt genul de om care, dacă profesorul vine la fiul meu și îmi zice că a luat 4, eu zic că el e de vină. N-are cum să fie copilul de vină. Tu ești de vină că nu știi să-l înveți pe copil, mă. Înțelegi? Dacă eu ți-aduc ție un om la curs și ăla la sfârșitul cursului nu ia cursul, păi eu dau vina pe tine, mă. Bă, tu ești un aici trainer. E o discuție, să e știi. E o discuție de care vrei tu. Eu dau vina pe tine pentru că tu ești trainerul, eu te-am plătit să mă înveți. A, bă, frate meu, uite care e treaba. Îți dau banii înapoi. N-ai pe ce să înveți aici. Eu, ai cu ciobară, n-ai ce... Dar 80% din oameni, 85% din oameni și așa mai departe, n-au cum să n-aibă abilitatea asta de a învăța. Da. Și atunci, de acord. Eu așa o fac. Nu o să dau vina pe copilul meu că e prost. Să dau vină pe tine, că nu știi tu să înveți. Și că de-aia te-am plătit să dau niște bani. Și atunci eu nu l-aș trimite la școala care... Știi cum e școala, nu? Ăla ai plătit prost, n-are niciun chef. Bă, învățați asta, mă, futu-vă în gând. Patru futu-ți gâtul, măti. Nu, nu mă, frate meu, nu. Tu ce vrei, mă, să fac? Îmi place să desenez. Ia busule, desenează, merge la cursuri, luăm trainer al tău, personal, propriu, să stea pe cu Picasso, tine. Pe Picasso. Băiatul lui Picasso, vărul lui tata lui. Înțelegi? Da, deci, dacă aș putea. Și ar fi posibilitatea, sau ai posibilitatea să duci la o școală privată, bă, tăticule, școală privată, ce vrei tu să faci? Păi mi-e place să cânt la pian. Ia, gogule, 4 ore de pian, nu de fizică. Și la ce te-a ajutat pe tine? Aoleu, vezi că e bună fizica. E bună fizica, mă, dar nu... Vorbim de fizică în continuare. Nu o să uit în viața mea, în clasa 7-a, eu am fugit de acasă la 14 ani. Nu e bun, să tai asta. Așa. Și au vrut să mă lase repetent. Pentru că școala mea generală considera că eu am fost... Acest rebel nebun. Rebel care fac numele școlii de râs. Și atunci s-au gândit ei să mă lase repetent. Înțelegi? Și ca să rămâi repetent pe vremea respectivă, trebuia să rămâi corijent la peste 2 materii. Eu eram deja corijent la 2. Eram deja corijent la 2, la chimie și istorie. Și vreau să mă las și la fizică. Și când mi-am dat seama, nu m-am mai dus la ore. Dar... Profa mea de fizică. Dar vorbești bine așa, vă. Profa mea de fizică, deci profa mea de fizică din generală, era o tipă care se îmbrăca în piele. Brunetă cu părul lung. Bă, era visul oricărui puști de 14 ani, profa de fizică. Și la un moment dat... O fi compliment pentru ea asta? Nu știu, nici nu contează. Acum e bătrână și urâtă oricum, 100%. Okay. Și la un moment dat, fizica asta de care spui tu, m-a atras așa un pic și am zis, doamnă, după oră, zic, am așa o întrebare. Eu dacă merg pe o platformă, de tir, merg acolo în picioare așa, cu 60 de km la oră și sar de pe platformă, 3 secunde, aterizez mai în spate 1 metru? Ce-s prostiile astea, mă? Ah, bine, gata, nu mă mai interesează fizica, am plecat, salut, la revedere. Înțelegi? Ce-s prost. Eu m-am gândit în mintea mea de 13 ani jumate și mi-am zis, bă, dacă eu automat înaintez cu viteza platformei, dacă sar în aer 3 secunde, 4, nu știu, sar mult, gen, automat mă mai înfrânez, nu? Că aia nu mai trage după ea. Evident. Și trebuie să aterizez un pic mai în spate. Ia să o întreb pe profa, e logic, e nu știu ce, știi? Hai, bă, dă-i drumul de aici. Gata, s-a dus fizica mea, știi? Și atunci de-aia zic, copilul trebuie să învețe ce îi place, ce îl atrage, ce, știi? Eu nu înțelegeam nici matematica, m-a pierdut din clasa 7-a, nu înțelegeam mai multe materii. După aia am făcut arhitectura, liceu, m-am luat ăla cu rezistența materialelor, cu construcții, cu ce, mă? Bă, liceul se pune la 15 cm. Eu am crezut că desenăm aici. Eu desenam la ore, eu asta făceam, desenam, știi? Mașini, mașinuțe, tractorașe, tânculețe și așa mai departe. Da, și asta e treaba cu școala și cu trainingul și cu părerea mea despre lucrurile astea. Și nu pot să înțeleg cum ai posibilitatea financiară să fii tu mai bun, să ai tu experiențe, să te duci la masă cu o fată, să ai ce vorbi,
să ai ce să-i spui. Uite, am fost, m-am învățat ăla la off-road. Uite, m-am învățat ăla cu motocicleta. Uite, m-am învățat ăla să gătesc. Uite, ai ce să vorbești? Acum, când tot vorbești, cred că îmi dau seama că de fapt e vorba de faptul că oamenii prin astfel de activități nu sunt atrași pentru că nu reprezintă chestii materiale, că dacă îi dai iPhone sau laptop sau mașină sau... Eu știi ce cred? Și sunt mai puțin atrași de experiențe, că de exemplu tot ce ai enumerat până acum reprezintă experiențe. Să înveți să te dai cu o motocicletă e o experiență. Da. Da? Dar nu, nu pui mâna pe ea fizic. Nu. Să înveți să mergi cu mașina la fel, să mergi la o la fel. Când mergi pe stradă și te vede lumea, nu știe nimeni câte lucruri știi tu să faci și cât de bun ești. Dar exact. Noi că suntem băieți deștepți, putem să facem o modă. Și putem să facem o modă și tu când ăla face un curs, îi dai un peci. Și l-aș pune pe geacă. Da. Și vede lume. Da, că da, despre da, asta da, e vorba. Da, 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 ca lumea da, să vadă, da. Nu cheltuim banii, să nu știe nimeni. Lumea trebuie să știe despre da, mine da, da. Când merg pe stradă. Nu dai cu un Red Bull ăsta. Îți mai dau. Nu. Mai avem. Înțelegi? Adică lumea trebuie să știe pe stradă despre... Deci poți să faci, adică poți să creezi un ăsta, știi? Ai prima treaptă de... Nu știu, aici ești nu știu level 46 da, Fana Potion. Vezi că bossul e bossul cu 7 stele, cu trebuie toate. Nebunie, cu ăsta trebuie da, să te bazi la sfârșit, știi? Cu curele, da, 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 da. Big boss. Big boss, știi? Mai zici de acolo ceva. Mai zic de aici cum controlăm că toată lumea vrea, bănuiesc, să obțină niște lucruri gratis de la tine. Uh-huh. Gratis. Adică așa să ne înveți și pe noi ce trebuie să facem când suvirează, supravirează, da, astea. În cu mașinuțele da, care e mai mișto, cu față, cu spate, cu 4x4, uh-huh, că aveam o discuție la mine, că am spus că aș vrea să-mi vând mașina care este propulsie, ca să nu zic tracțiune spate, cum folosește toată lumea, dar eu trebuie să zic tracțiune spate, bă, pentru că altfel n-ar ști la da, ce se mă refer. Știi, nu, știi care e chestia cu tracțiune față, tracțiune spate? Da. La un moment dat intrasem și eu în, hai să-i spunem așa, în gașca asta celor care erau atât de corecți din punct de vedere... Prea corecții, da. 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 Al sensului da, da, cuvintelor da, și al problemă, știi, asocierii unor cuvinte cu spate, păi nu știu. Da, mă, da, pe de altă, propulsie, da, pe de altă parte, dacă te chinui un pic, poți să reduci la tăcere foarte multă lume folosind următorii termeni. Punte motoare față, punte motoare spate. Ok. Da, mă, da, au bascule. Alte acum au bascule, nu mai au fost. Da. Da, am înțeles. E okay, discutabil pentru că atunci când spui tracțiune înseamnă că tragi și când spui propulsie înseamnă că împingi și cumva, dar vezi propulsie spate. Alții spun, păi nu, că zici e doar propulsie automat da, e spate. E, păi da, da, mă știu. Nu, nu se înțelege. Și atunci eu prefer să spun punte motoare față, okay, punte motoare spate, ambele punți motoare. Da. Și s-a terminat. Da. Știi? Da. Adică o să zici vreodată jiclor în loc de jigler? Niciodată. Vezi? O să zici vreodată Vilbrochen în loc de Vibrochen? Niciodată. Niciodată. Înțelegi? Da. O să zici da, vreodată bine, că... nu zici manșalier. O să zici vreodată dar că... Dar nu zici tată manșalier. Niciodată. O să zici că zi, lățimea unei jante se măsoară în J? Bineînțeles. Da. Unei jante sau genți? Sau geantă. Genți. În fine. Ordinea corectă din ce am învățat eu așa de-a lungul timpului de la diversi piloți cu care m-am întâlnit în viața asta este că mai întâi înveți cu tracțiune față, nu ca tine, cu spate, cu BMW 30, ca golanii la 18 ani. Da, 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 am învățat, n-am învățat atunci. Ordinea corectă, am mirosit. Da, ordinea corectă de învățare pentru aceste punți, motoare, față, spate, 4x4 este mai întâi față, după aia spate și după aia 4x4. Așa zic grei. Acum nu știu ce să zic. Uh-huh. Să știi că din punct de vedere fizic... Nu există atât de multe diferențe în ceea ce privește, hai să spun, ce se întâmplă fizic, de exemplu, la transferul de mase. Dacă accelerezi cu o mașină cu punte motoare față, unde se duce greutatea? În spate. Dacă accelerezi cu o mașină cu punte motoare tot spate, în spate, dacă e 4x4, tot în spate. Tot în spate. Bun. Vezi? Deci cumva există similarități și există, da, și particularități, diferențe. O să ajungem acolo da, și aș vrea să mă tragi tu de mână că după ce facem niște desene pe tăblița facem asta. O scot? Scoate tăblița. Tăblița, hai, nu? Da. Deci tăblița o scot. Da. Bine, o scot. Trebuie că aveam o poziție aici. Da, în mod normal. Nu știu dacă trebuie să trag microfonul un pic, pentru că da, poziția era altfel. Nu mai văd camera. Display, alo, camera. Regia, Caru. Dați-ne Caru. Dați-ne. Aoleu, s-a rupt. Te duce drecul. Nu trebuie să fie mai așa. Aia e camera. Gata, frate, nu sunt și eu aici. Dar ești prea departe de mine, nu prea ajung. Așa mă pe mine. Așa. Poți să vină tabla unde îți dorești. Poți să dau ăsta mai așa? Unde vrei tu. Uite aici, îl bag. Așa, bagă-l. Fii atent. Da. În mod normal n-aș fi început
cu o explicație de genul ăsta care e destul de avansată într-un curs și totul are un fir logic, în sensul în care prima dată îi explici omului despre risk management, cum să anticipeze situații, cum să-și facă niște scenarii, cum să stea la volan corect, cum să miște mâinile corect pe volan, cum să țină mâinile corect pe volan. Sunt niște chestii care par niște formalități, dar sunt în ecuația ceea ce numim noi condus în siguranță, înseamnă foarte, foarte mult. Și asta este o parte un pic mai avansată. Dar hai să încerc să fiu cât se poate de simplu și să vorbesc așa pe înțelesul tuturor. Învață-ne de 50 de euro. De 50 de euro? Păi de 50 de euro, nu știu de ce am venit până aici. Faci deducere și nu. Da, mă, facem, nu-i problemă. Fii atent, ideea e foarte simplă. Ca să mergem mai departe, că vorbim de fizică, trebuie să înțelegem un principiu formulat de Newton la un moment dat. Legea inerției. Îți mai aduci aminte de la școală ce zicea? Am auzit de ea, nu știu ce zicea, da. Așa. Legea inerției spune așa că orice corp își păstrează starea de repaus relativ sau de mișcare rectilinie uniformă, îți traduc imediat ce înseamnă. Nu că înțeleg. Ah, ok. Ai făcut fața aia. Ai la fața de înțeles. Ai făcut. Cât înțeleg, mă. Da. Deci un corp își păstrează starea de repaus relativ sau de mișcare rectilinie uniformă cât timp asupra sa nu intervin alte forțe care să încerce să-i modifice această stare. Ok. Ne dai și nouă, domnule, o mașinuță? N-avem, dar nu mare, ceva mai mic. Hei, n-ai? Da, dă-mi ăla, ce ăla? Ăsta scoate tot ricuțita. Nu, nu, aia de acolo, aia de acolo, aia de acolo, aia de acolo. Aia e tare. Da, aia e tare, se ridică pe două roți. Dă-l încoace. Turet. Alu Turet, alu Vin Diesel. Și plec benzină. Acum, starea de repaus relativ înseamnă că mașina... De aici virezi. Aaa, stai cu minte. Așa. Înseamnă că mașina asta stă pe loc. Așa face. Da? Stă pe loc. Da. Bun. Rectilinie uniformă înseamnă că merge constant cu aceeași viteză. Ok. Bun. Doar că mai există și alte scenarii. Și anume, mașina asta poate să accelereze. Se ridică pe două roți. Bun. Aici, păi au totat. I-au totat. Da, ai văzut cum am știut? I-au totat. Da. Bine. Au, i-a căzut. I-a fost daună totală. Da. I-a reparat-o la mine. Așa, lasă-o. Bun. Deci, am zis, poate să accelereze, da. Poate să frâneze, poate să vireze. Da. Acolo intervin forțele care încearcă să-i modifice stările de care vorbeam mai devreme. Bun, ce e foarte important de stabilit este următorul lucru. Mașina... Nu. Hai, lasă aici, cu spatele să nu se vadă că e stricată. Da. O mașină în... Într-o situație ideală trebuie să aibă un comportament neutru. Ăsta e idealul pe care îl caută mulți șoferi, cei mai mulți piloți și, în general, producătorii care construiesc mașini. De exemplu, BMW investește sute de milioane de euro în tehnologie. De a construi mașini confortabile. De a construi... Ai văzut că am trecut peste? Da. De a construi mașini cât mai bine echilibrate, punte față, punte spate. Dacă vei pune o mașină... Dacă vei pune o mașină, un BMW, pe cântar, chiar și mini, vei observa că greutatea de pe față cu greutatea de pe spate sunt aproximativ la fel. Nu o să fie 50-50, dar o să fie 49-51, 48-52 și cât mai aproape de adevăr. De ce? Pentru că e o mașină manevrabilă, e o mașină controlabilă. E, din mai multe motive, inclusiv tehnice, sunt mașini care sunt cu comportament ori subvirator, ori supravirator. Ce înseamnă asta? Comportamentul subvirator înseamnă că o mașină pierde aderența pe puntea față. Okay. Da? Intri, și aici trebuie să dăm un exemplu. Intri prea tare într-un viraj și vezi că tu de fapt ești virat dreapta, dar mașina, în loc să urmeze calea de mers dorită către dreapta, se duce tot înainte, către exteriorul virajului și auzi... scârție învelopele, da? Volanul devine ușor pentru că tu nu mai ai forțe care trebuie transmise către sol, da? Și atunci volanul devine așa, o chestie pe care o poți să o învârți cu un deget. Da. Aia înseamnă că mașina subvirează, ca să înțeleagă toți oamenii termenul ăsta. Supravirarea se referă la momentul în care pe puntea încearcă să te depășească. Puntea spate pierde aderența. Da. Și aici la fel, poate să fie din construcția mașinii, dintr-o tehnică de... Stai la birou acolo, ia și învață, ia și ascultă. Dintr-o tehnică de pilotaj greșită și tot așa. N-avem, deocamdată stau eu așa de jumătate de oră degeaba. Și fii atent! Ca să luăm un caz... Mi-am morțit mă, când vezi, pe bune? Nu contează, mă lasă. Fii atent, luăm primul caz în care... Este, atenție, ce desenezi eu acum e un mod de a gândi.
Nu trebuie să luați mot-a-mot treaba asta, dar e foarte, foarte aproape de realitate. Okay. Desenăm un drum. Da? E un viraj de dreapta, că așa ne place nouă, viraj de dreapta. Da. Și o mașină care, în primul caz... S-a dus pe... Ce face? S-a dus pe subviraj. Subvirează. Da. Aș vrea să fac aici o precizare ca să înțeleagă oamenii. Fenomenul ăsta de subvirare este des întâlnit la mașinile cu tracțiune față. Corect? Fii atent. Mașinile, în general, sunt construite de producător cu această tendință de caracter subvirator, dar nu pot să-ți spun acum de ce. Okay. Îți spun imediat după ce-ți explic. Bine. Că eu, firul epic al poveștii e mai fain așa. Bun. Avem o mașină aici care, așa cum am stabilit, hai să facem cu negru, hai ca să se vadă. Nu. Nu mai are aderență pe puntea față. Ok. Bun. Aici o să desenez un cerc. Nu face asta. Toată gluma asta și trebuie să asta. Așa. În centru căreia punem o anvelopă. Da? Ok. Avem o axă longitudinală și o axă laterală. Vreau să-ți imaginez că cercul ăsta este limita aderenței acestei roți. Ok. Cât timp roata, forțele pe care le transmite roata asta către sol se află în interiorul cercului... Mașina are aderență. Ne referim la roata acum. Automat mașina are aderență. Roata asta are aderență. Pe plan longitudinal, când frânezi, apare o forță. Când accelerezi, e aceeași forță care se opune când accelerezi. Vrea să revină la starea de repaus, că vrea pe loc. Când frânezi, vrea înapoi. Cum se numește, știi? Nu. Inerție. Da. O simți când pui frână și se duce corpul către față. Corect. Deci aici avem inerție, ce departe stai de mine. Eu? Da. Ce... Și fii atent, mai avem, mai avem o forță pe planul lateral, care în momentul în care intri în viraj, are tendința să-ți arunce corpul în exteriorul virajului, ca la mașina de spălat. Da. Cum e la mașina de spălat? Cum îi zice? Forța centrifugă. Centrifugă, excelent. Le-ai asta la școală, mă, să-mi urmă, dă și notă la sfârșit. Da, mă, da. E un model foarte fain prin care poți să le explici unor oameni niște lucruri. Și acum, hai să luăm tot verde. Mașina asta ce făcea înainte? Roata asta accelera, mergea înainte, da? Aici o să apară un vector, o forță longitudinală. Okay. Ce voia să mai facă mașina asta? Aici, la viraj, ce făcea? Mergea în față și unde voia să mai meargă în același timp? În dreapta. În dreapta. Și mai voia și în dreapta. Își dorea. Bă, cum ai învățat tu la fizică... Da. Eu te văd, ce se... Dar știi de ce s-a întâmplat cu verdele ăla? Am șters cu spirit și a rămas... Ce? Da, se vede, nu? Da, mai fă o dată. S-au făcut ăla cu galben. Hai, hai mă, lasă, da. Hai, facem așa. Și acum ăla s-a contaminat. Uite, ăsta e verde. Așa, cum ai învățat tu la fizică, întotdeauna între două forțe apare o forță care e mai mare decât dacă le-ai luat separat pe fiecare în parte, care se numește forță rezultantă. Okay. Da? Deci între astea două forțe apare o forță rezultantă. Care, ce să vezi, în cazul nostru... Ne scoate din cerc. A ieșit afară din cerc. Asta înseamnă că roata asta, nemai fiind în interiorul cercului, a pierdut aderența. De asta, roțile de pe puntea față aici se află în situația asta. Și de asta mașina subvirează. Ok. Hai să vedem cum corectăm un astfel de comportament. 50 de euro aici, atenție. Până aici au fost vreo 200 ca idee, dar nu contează, a venit și Bogdan, e ce trebuie. Mâncăm ceva frumos, să fie bine. Exact. Acum, ideea e felul următor. Hai să vedem cum corectăm comportamentul ăsta. Și la voi, vedeți că e 10 lei tagul, v-am dat vreo 6. E făciulă pe Instagram. Lasă-mă că poți să dai bani, nu e bani. Nu trebuie să plătești acum. În situația asta, fii atent, scriem aici, 1. Ce crezi că face instinctiv orice conducător auto? Aproape orice conducător. Pune frână. Dacă pune frână, înseamnă că încetinește, da? Da? Dacă încetinește, ce se întâmplă cu forța asta? Intră în cerc. Scade. Nu. Hai să vedem, o fi bine? Da. E bine, bă. E bine, bine dacă pune frână. Deci fii atent. Ideal e ca într-o situație în care mașina subvirează, să reduci viteza. Oricum, prima dată, înainte să pui piciorul pe frână, iei piciorul din gaz, mașina face frână de motor, da? Se încarcă cu greutate puntea față și încetinește. Da? Cauciucul le întâmpină rezistență la înaintare și tot așa. E, deci ce facem prima dată instinctiv? Oricum ar trebui să facem și neinstinctiv. Reducem viteza. Ăsta-i... Reducem viteza. Da. Ăsta-i
primul lucru pe care trebuie să-l facem. Doi, ce crezi că face instinctiv orice om când vede că... Ține tu singur acum că trebuie să mă exprim. Când vezi că el e virat dreapta atât și mașina în loc să meargă dreapta merge tot înainte. Ce crezi că face acolo? Virează și mai mult dreapta, da? Și dacă virează și mai mult dreapta, ce se întâmplă cu forța asta? Nu știu. Asta. Crește. Okay, da? E bine? Nu. Nu e bine. Și atunci trebuie să nu virăm mai mult. De ce? Păi uite, dacă nu virez mai mult și îl mențin unghiul așa, încă sunt bine. Ideal ar fi, dacă am loc și spațiu aici, chiar să reduc un pic unghiul volanului, da? Ca să nu mai am nici atât de mare forță laterală, ca să aduc rezultanta mai repede în cerc, să recapăt aderența mai repede. Dar asta deja e o chestie care trebuie antrenată. Dar măcar să... Off-road se numește să prinzi drumul. Așa, așa. Să prinzi, adică... Da. Roțile tale nu se învârt la fel cu drumul, știi? Da. E, dacă, de exemplu, aici ești în pădurea Bogății și aici mai avea și pe contrasens, așa, da, și ai două benzi pe sensul tău, ai loc să faci treaba asta. Da. Ba chiar în situația asta aici, ca să reduci forța asta de tot, poți să îndrepți volanul că ești pe prima bandă, frânezi brusc și poți să oprești. Da. Sau oricum reduci viteza mult mai repede. Știu. Acum, tu gândește-te așa, pe contrasens ai un camion. Da. Cu remorcă, ca să fie 24 de tone. Mamă! E bine? Cărămidă. Unde crezi că se uită nenea ăsta în timp ce face lucrurile astea, când vede că el mașina se duce spre camion? La camion se duce. Da, frate. No. Și treaba asta face cam 80% din ce înseamnă controlul unei mașini într-o situație periculoasă. Să nu te uiți la obstacol, să te uiți la soluție. Sunt foarte multe accidente în care oamenii lovesc singurul obstacol de pe drum. Bă, un pom pe drumul de la Hârșova, Tulcea-Hârșova, e un pom pe mijlocul drumului. Asta se întâmplă, sau cel puțin eu am trăit-o cel mai mult, chestia asta, la motoretă. Păi, la motoretă, dar peste tot e. Cu atât mai mult la motoretă. Te trage acolo. Ai văzut? Da. Te duce acolo, da. Bă, schimbă privirea, uite-te. Asta este un sfat pe care trebuie să-l învețe toți oamenii care fac orice tip de sport. Virează cu ochii și mâinile te vor urma. Bă, nu e poveste. Nu e poveste, știu exact ce se întâmplă, dar nu intrăm în detalii, în creier, cu coordonarea mâinilor și a ochilor și așa mai departe. Deci aici este obligatoriu să te uiți acolo unde vrei să ajungi. Adică nu te mai uiți la camion, pentru că tu o să mai ai nevoie să faci niște corecții cu volan. Dacă te uiți la camion, o să ajungi în camion. Tu trebuie să te uiți aici, unde vrei să ajungi. Și vei vedea că natural, mâinile te ghidează acolo unde trebuie, inclusiv cu accelerația, pentru că această coordonare funcționează în tot corpul, inclusiv accelerația va fi dozată în funcție de unde vrei tu să ajungi. Pentru că dacă privirea ta e acolo și tu ai viteză prea mare, automat creierul îți dă o comandă. Bă, mai redu un pic gazul, că tu nu te duci acolo, tu te duci acolo. Dar e important ca să-ți menții privirea acolo, ca să poți face treaba asta. Acum, e complicat ce am povestit aici? Mie nu mi se pare. Adică, ca să tragem o concluzie de 50 de euro pentru subvirare, ca să scap de momentul ăsta în care poți intra, trebuie să frânezi, să reduci viteza. Bine, acum fii atent. Să prinzi aderența volanului. Deci fii atent. Hai să folosim termenul ăsta de reducem viteza. De ce? Da. Dacă îi spui unui om, frânează brusc. Da, va bloca roțile dacă nu are ABS. Da, amplifică efectul ăsta subvirator, pentru că forța asta care e în sus se duce în jos și scoți. Adică, știi? Și în partea alta. Exact. Plus că dacă frânezi brusc, tu oricum neavând aderență pe puntea față, nu te ajută cu nimic. Da. Tu, de fapt, acolo trebuie să încerci să readuci forțele către sol. Da, oamenii, ca să înțeleagă mai simplu, ca să fii rapid, trebuie să mergi la limita aderenței. Adică roata nu trebuie să scârție. Bine, când ești pe șosea, nu trebuie să mergi. Pe șosea, nu trebuie să mergi la... Da. Noi, acum am dau niște exemple pentru șosea. Nu vorbim de pilotaj, vorbim de mers pe circuit și așa mai departe. Așa. Ce faci? Acum, fii atent aici. Nu, coșter doar pe asta. E jale, ia spiritul. Unde e spiritul? Ia mucilul. Lasă, că e bine. Mucilul pușa, unde-i mucilul? Fii atent. Nu mai avem nici mucilul pușa. Acum. Hei, regia, alo, caro. Mai avem o situație în care mașina... Mamă, ăsta e BMW-ul. E BMW-ul, tată. Am și exagerat-o, fii atent. Da, tot e... Aici nici cu... back entry, ești da. E James Dean aici, da? În situații în care mașina supravirează. Și hai să vorbim de o situație în care
Mașina asta este cu punte motoare față. Okay. E important de menționat. Spatele, da. Și pleacă spatele. Bun. Poate se să plece spatele? Se poate întâmpla. Da. Intri într-un viraj lung, da, da, și pur și simplu faci un transfer dinamic de masă greșit. Iei brusc, te sperii și iei brusc piciorul din gaz. Da. Se încarcă fața tare, se descarcă spatele aici și pleacă. Aici e o discuție cu încărcatul și cu descărcatul pe care oamenii nu cred că o înțeleg și putem să o aprofundăm. Dacă putem să o facem după, repede. Repede o facem. Da. E, deci avem punte motoare față, dar aderența este pierdută pe spate, da? Deci da, nu mai avem aderența aici. Da. Acum, spune-mi tu, te rog. Da. Eu care trag lat în dron, atenție. Ai înțeles? Spune-mi tu, te rog. Spune-mi tu, te rog, da, în situația asta, dacă ai desena câte un cerc din ăsta pe fiecare roată în parte. Da. Unde ar fi mai mare cercul, unde ar fi mai mic? Fiind mai, fii atent, atenție, fiind mai mare cercul, forțele de pe da, roata din asta. Zi în față, spate, nu mă interesează care e cum. Mai mari pe față sau pe spate? Mai mari pe spate, zic. Ia nu? Gândește. Dacă îți mai mari pe spate, înseamnă că cercul fiind mai mare, ai te forțe... la aderență. Da. Ok. Deci cu cât e cercul mai mare, cu atât mai multă aderență. Exact. Nu? Bun, deci exact. Pe față, da. Și atunci, pe față ar fi cercurile așa, da? Da. Și pe spate ar fi așa. Da, clar. Nu, acum, am spus mai devreme că instinctiv, un om când pierde controlul unei mașini, reduce viteza. Da. Dacă reduce viteza într-o astfel de situație, da, unde, fii atent, el are apăsare pe față, el a pierdut okay, aderența pe spate, da, el acolo nu mai are forțe. Da, da, da? Da, 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 da. Dacă reduce viteza, strică ceva aici? Deci reduc viteza. Eu am aderență pe față, dar n-am pe spate. Mă ajută să reduc viteza instinctiv? Dacă te ajută, nu cred că te ajută. Păi nu te ajută, nu pentru te ajută că pentru tu de fapt ce trebuie să faci? Trebuie să te trebuie tragi de acolo. Exact, da, trebuie să pui greutate pe spate. Da, da, da. Cum faci asta? Accelerând. Că în momentul în care accelerezi, da, mașina automat, duce da, greutatea pe spate. Și atunci, fii atent că aici e un trick. Accelerez. 2. Problema pare că dacă accelerez cu roțile așa, unde ajunge mașina asta? Spre interiorul virajului. Deci nu-i bine. Și atunci trebuie să contravirez. Bine, asta clar. Păi e obligatoriu, fii atent, contravirez. Doar că pasul ăsta devine primul. Dar era mai logică explicația cu transferul de mase prima dată. Okay. Și atunci, prima și prima dată, când vezi că mașina a plecat, primul lucru pe care trebuie să-l faci, trebuie să contravirezi. Lucru pe care îl face natural mașina. Îl face natural mașina dacă dai drumul la volan. Da, dacă ții de volan, nu face. Dacă ții, nu. Bun, deci contravirez automat, imediat, în funcție de cât de tare a plecat mașina, gazul și dozezi gazul astfel încât să pui suficientă greutate pe spate la o mașină, atenție, cu punte motoare față, care a da, plecat din punct de vedere dinamic și 3, unde mă uit? Unde vreau să merg? Păi boss, nu mă uit aici. Da, nu, nu. Mă uit aici. Corect. Păi este extrem de important. Dacă nu mă uit unde trebuie, nu știu cât să contravirez. Corect. Da. Este extrem, extrem de important. Da. Deci, privirea. Acum, fii atent. Hai să ștergem, că mă întrebai mai devreme cu mașine cu subvirat, cu supravirat și așa mai devreme. Ce crezi tu că e mai periculos? Subvirarea sau supravirarea? Da. Băi, eu cred că subvirarea e mai periculoasă. Dacă mă întreb pe mine așa pentru oamenii amatori, așa mi se pare. Subvirarea. Uh-huh. Se pare mai periculoasă. Ai subvirat vreodată? De mult. Ai supravirat vreodată? Bineînțeles. Cât de repede sau cât timp ai la dispoziție să corectezi o subvirare, cât ai să corectezi o supravirare? Mai mult la subvirare, mai puțin la supravirare. Ți-am povestit mai devreme da, că, fii atent, că instinctiv faci niște lucruri care ajută subvirarea. Că instinctiv fizica te ajută. Deci, când subvirezi, în primul rând că mașina te anunță. Îți dă niște semnale acustice, anvelopele scârțâie. Vezi ce se întâmplă cu fața mașinii. Corect. Mai mult decât atât, volanul, așa cum am zis, nemai având forțe pe care le transmis către sol, deci practic acolo, mă rog, nu e chiar în aer roata, dar forțele sunt foarte mici, coeficientul de frecare e foarte mic acolo, imaginează că volanul îți dă semne. Se vede că nu mai simți feedback da, în el. Da. Deci ai 3 semne care te anunță că se întâmplă treaba asta și peste asta instinctiv reacționezi corect. Cei mai mulți. Da. La supravirare se întâmplă lucrurile așa. Da, bă, când a plecat spatele, dacă nu l-ai prins la momentul potrivit, cât ai fi tu de miez, da, nu se poate. Așa este. Nu vezi când se întâmplă asta, da? Nu vezi, da, e, te surprinde. E o manevră surprinzătoare. Da. Mai există un motiv pentru care e mai periculos și anume. Avem aici o mașină convențională, da? Care poate să vireze roțile față de
planul e longitudinal, deci de la poziția drept, maxim dreapta, maxim stânga, între 32 și 34 de grade. Atât poți să vireți maxim. Okay. Bun. Dacă mașina asta, atenție, vorbim de o mașină nu de drift, o mașină convențională, da? No. Supravirează mai mult de 32-34 de grade, nu mai este duci cu volanul să corectezi cursă, momentul pe care îl creează forța centrifugă. Și atunci, aici limita e mult mai aproape. Mai mult decât atât, există niște limite din construcția ale automobilului. Ca să virezi roțile, uite-te în situația asta de aici unde eu am exagerat. Păi e posibil că aici, dacă ăsta era virat maxim dreapta, să trebuiască să vireze maxim stânga, corect? Da. Să vireze încă 32 de grade aici. Asta înseamnă că, fii atent, de aici aici, ca să miști roțile mașinii 34 de grade, trebuie să faci cu volanul 540. Da. Corect? Da. Ori 2, că aici trebuie să zicem maxim, trebuie să faci 1080 de grade în cât timp? Într-o secundă. Iar asta că dau drumul volanului, nu o știe toată lumea. Plus că, asta și, e. Și unde ți-e volanul? Și unde-s roțile virate? Că după asta ce e. Se întâmplă asta, se întâmplă următoarea fază. Când mașina o ia invers. Exact, face coadă de pește. Ai uitat de volan că e acolo, te surprinde parapetul. Exact, de asta, eu le spun tuturor, nu dați drumul la volan. Mai ales într-o situație de asta, pentru că e dat drumul și nu știi când l-ai prins, cum ai roțile virate. Roțile, da. Până îți dai seama, până... Ești la drift. Da. Ți-ai pregătit, ai inițiat la o anumită viteză și știi exact cât iau, unde iau, unde las. Ești obișnuit cu mașina aia. Da. Tu ești pregătit să faci aia. Tu, acolo, nu e ca pe stradă și pe stradă oricum nu este recomandat să faceți lucruri de genul ăsta. Da. E, acum, am vorbit de punte motoare față, da? Da. Vrei să vorbim și de punte motoare spate? Bineînțeles. Pentru că e un pic invers. Cum să nu vreau? Adică? Nici tablă n-avem, bă, băie. Da, mă, săraci. Fii atent aici. Avem aceeași mașină doar care spate. Punte motoare spate. Da. Și-a pierdut aderența acum. Omul a scos sistemele de siguranță, da? Deci roțile se învârt acum la liber. Da. Și fiind virat către dreapta, i-a dat și un gaz. E, în momentul ăla, mașina nu mai are aderență pe spate, pentru că, deci nu din punct de vedere dinamic, nu s-a făcut un transfer dinamic de masă greșit, da. Ai pierdut aderența, ai rupt aderența, de fapt, pentru că ai supra-învârtit roțile. Accelerat, da. Asta înseamnă că, în momentul respectiv, ne întoarcem înapoi la cercul ăsta aici. Nu mai accelerăm, pentru că deja forța longitudinală de accelerare e în copac. Da, trebuie să înapoi. Acolo ca să o aduci înapoi. Dar vezi ce diferit e ca și comportament, pentru că tu tot trebuie să contravirezi. Deci, unu, în situația asta, tot contravirez. Primul lucru. Da? Doi, iau gazul, pentru că eu trebuie să încetinesc roata. Exact, eu trebuie să încetinesc roata, deci decelerez și evident că pasul 3 peste care nu trecem niciodată, privirea. Deci da, în funcție de puntea motoare pe care o are mașina ta, comportamentul este similar, adică tot supravirează, dar din motive diferite. Da. Și atunci în anumite situații accelerăm, în anumite situații decelerăm. Evident că în momentul în care oamenii vin la un curs, eu aprofundez toată treaba asta și are, repet, un fir logic. Aici nu știu cât de mult o să înțeleagă din start. Logic. Ca idee. Acum, ce e foarte important, și cu asta încheiem partea asta cu desenatul pe tablă, că nici n-aveți, frate, infrastructură. N-aveți. Data viitoare vreau frumos aici ceva mare, face 4 ore, 5 ore. Aia? N-avem camere acolo. Da, acolo e cu hentai, cu nu-mi place cu desenele alea. N-avem camere, dacă n-avem... Nu vezi ce... E ok. Așa, bun. Fiți atenți. În situația în care avem o mașină inteligentă, cu sisteme de siguranță, da? Bă, oameni buni. Unde trebuie să mă uit să fiu mai... Acolo. Nu dezactivați sistemele de siguranță niciodată, pentru că ele pot să facă niște lucruri pe care noi nu le putem imita ca oameni. N-ai cum să frânezi stânga față cu dreapta spate. N-ai cum. Imposibil. Da? Îți mai aduci aminte că la Dacia făceai pedale, da? Blocai roata, îi mai dădeai drum un pic ca să... Oamenii inteligenți făceau asta. Da! Din punctul meu de vedere, așa. Pentru că am văzut foarte mulți oameni care se blocau pe frână și... producea un accident care putea fi evitat
mega lejer, dar în momentul în care tu ai blocat frâna și roata aia nu mai are aderență, tu poți să faci ce vrei tu cu ea, stânga-dreapta, pentru că nu se mai întâmplă nimic. Da. De fapt, ABS-ul pentru asta a fost inventat, ca să înțeleagă oamenii. ABS-ul nu a fost inventat să scurteze distanța de frânare, ci ca în momentul în care faci o frânare de urgență, pentru că tu instinctiv, ție instinctiv ți-ar veni foarte greu să începi să faci treaba asta cu dozatul, mai ales când ți-a sărit copilul în față. Da. Atunci ești blană pe frână, da? Ca tu în momentul ăla să poți să faci evitări. Că dacă tu ești cu forța asta aici, păi unde să te mai duci în stânga dreapta când tot oricum nu mai ai aderență? Să nu vă simțiți persecutați de mașină în momentul în care simțiți șocuri în pedală, pentru că ea nu vă împinge pedala înapoi ca voi să nu frânați. Exact. E, ăla e momentul în care la o frânare de urgență cu o mașină de stradă pe șosea, eu le recomand tuturor să nu facă pedale. Când simt că intră ABS-ul, înseamnă că au crescut suficientă presiune în sistemul de frânare, că ABS-ul zice, bă, sunt la muncă, vrei să oprezi repede? Da, ține-mă aici. Ții piciorul apăsat până când mașina se oprește. De ce? ABS-ul ăsta poate să frâneze individual fiecare roată în parte. Cum? Diferit, în funcție de cum are nevoie, și poate să depărteze plăcuța de disc de până la 40 de ori pe secundă. Pe fiecare... Cum faci, mă, frate, tu asta? Adică eu când aud asta, că eu fac, că eu știu, că bă, lăsați-mă în pace. Da. Așa. Și atenție, nu vorbim de pilotaj aici, unde mă duc intenționat și știu unde mi-e punctul de frânare și apăs pedala atât de tare încât mașina se oprește, dar sunt la, cum se spune, threshold, acolo, înainte să intre ABS-ul și da, e frânarea cea mai eficientă. Dar acolo e o tehnică de pilotaj, nu are legătură cu ce facem noi pe stradă. E, mașinile de generație nouă au sisteme de siguranță. Hai să vorbim de BMW care are DSC. În situația în care mașina asta cu caracter subvirator a pierdut aderența, sistemul DSC poate să facă o chestie foarte interesantă. Poate să frâneze o roată ca să corecteze comportamentul subvirator. Dincolo de faptul... Formula 1 style. Ai văzut cum, dacă vă uitați la Formula 1 sau la curse de genul ăsta, ați văzut că în momentul în care ăla vine și frânează mai tare decât trebuie, îi frânează, îi blochează sau scoate fum roata de pe interiorul virajului. Bun. Ca să-l țină pe viraj. Așa. Aici n-are cum să frâneze o roată de pe față, că subvirează, că nu mai avem aderență acolo și n-ar avea sens. Pe spate, dar se folosește de un principiu de la fizică și anume, cobori pe o scară în spirală. Okay. Dacă te ții de balustradă, nu te ajută să o cobori mai repede? Sau te duci la supermarket și umpli căruciorul mai mult în partea din față și vrei să virezi brusc către stânga. Dacă îl împingi de aici, e mai greu. În schimb, dacă îl ții de aici, virează automat, se creează un moment. E fizică, da? Și atunci... DSC-ul ce face? Taie puterea motorului ca să reduci viteza, chiar dacă tu ești cu gazul jos. Cât vrei, cât exact. Și frânează roata asta de aici, frate. Ca să creeze momentul ăla, bang. La supravirare ce face? Nu are aderență pe spate și frânează roata asta de aici. Fă tu asta. Nu ai cum să faci asta. Este imposibil să imiți treaba asta. La off-road, oamenii au frână individuală pe puntea spate. Știu. Ca știu, să poată să blocheze câteodată să-i ajute. Dar, iarăși, vorbim de piloți, vorbim de mașini pregătite, vorbim de mașini de stradă în situații de stradă. Deci, Și încă o chestie foarte interesantă aici, pentru că foarte mulți oameni se bazează prea mult pe aceste sisteme. Bă, deocamdată nu s-a inventat sistem la o mașină convențională care să învingă legile fizicii. E acolo. Deci poate să facă lucruri big, dar nu învinge legile fizice. Și anume, dacă în virajul ăsta pe care în mod normal am putea să-l parcurgem la limita aderenței cu 100 de km la oră, fără nicio problemă, și vreau să intru cu 100, să zicem 20, te ajută. Face niște lucruri, taie puterea motorului, așa cum ți-am zis, dacă ai și spațiu, ești bine. Dacă vrei să intri cu 140, nu face nimeni miracole. El începe și se aprinde în bord și face lucruri, dar zice, dăm și timp și spațiu necesar să fac corecțiile. Nu se poate. Că o să corecteze, dar când ești deja în prăpastie. Da. Și atunci, cel mai important, să zic, sistem de siguranță activ e tot șoferul. Accelerația e la tine, volanul e la tine, frâna e la tine. Adică, Nu poți să fii atât de inconștient încât să zici... Dacă vrei, puteți să lăsăm asta jos. Da, gata? Da. Ia uite, ce mă bucur. Eu ce-mi doresc e să nu fie foarte ambiguă. Nu mi se pare mie. Pentru că, repet, așa cum am zis la început, se ajunge printr-un anumit fir logic la explicația asta. Da. Era și cu transferul de mase înainte, n-am mai apucat să-l facem nici pe ăla. Sunt multe lucruri despre care se poate vorbi la un curs. Vreau doar să înțeleagă oamenii, iartă-mă, că noi nu ne jucăm. Noi suntem la modul de vrem să formăm campion mondial pe stradă.
Adică la noi nu merge cu fofârlica. Da. Noi la modul ăsta lucrăm. Da, mi se pare normal, e logic și firesc să trebuiască să exemplifici și pe tablă, să trebuiască să faci și teorie. Da, multe, eu sunt și desenator mare, adică să și... Să faci și practică, să pui și la volan, să vadă ce înseamnă, să înțeleagă, să vrea să înțeleagă, să multe chestii. Mai avem două minute? Da. Da. Mamă, frate. Păi nu trebuie pușa, sau nu pușa. Ți-am folosit mucii pe aici, să zic. Adică dacă să te simți folosit. Că spuneai tu că e important să-i pui și la volan. Prima întrebare pe care le-o pun când ies, mamă, cât am putea să vorbim noi la un podcast, ești nebun. Dar putem să mai facem, să știi. Mai mă chem? Mai te chem? Prima întrebare pe care le-o pun oamenilor după partea teoretică, când ajungem la exercițiul de frânare, este: ați frânat vreodată de urgență? Da! Hai să vedem. Bă, frate. E neplăcut. Nu e plăcut, dar oamenii când le spun: bă, nu-i mașina ta, nu sunt plăcuțele tale, nu-i pedala ta de frână, nu stau învelopele tale. Da. Frânează maxim. Da. Știi cum frânează? 60%. Da. Am frânat maxim. N-ai frânat maxim. Bagă tare piciorul acolo, că ești în viața ta depinde de asta. Nici nu ți s-au aprins avariile. Adică n-ai frânat de urgență. Și eu oricum văd și știu unde trebuie să te oprești, la ce jalon. Adică n-ai cum să... Da. Tu îți dai seama că sunt mulți oameni de ăștia pe stradă care îi zică: mamă, păi am frânat data trecută de... Dacă... N-am avut cum să le evit. Da. Ba da, dacă frânesc cum trebuie. Și de-aia ajungem inclusiv în punctul în care facem frânări pe drept. Bă, frânează de urgență să vezi că, de fapt, mașina asta, dacă frânezi corect, se oprește mult mai repede decât îți închipui tu. Da. Și au un potențial fantastic. Și oamenii, în general, au un potențial fantastic, dar pe care, din toate motivele pe care le-am discutat până acum, nu le exploatează. Și gata, Dostoevski. Zi. Gata? Da. Mai am un subiect. Anvelopele All Season. L-am omorât, măi, a căzut fața. Ca să nu mai zic de steluța de la BMW. Nu mai zic. Marius, am luat 100. Da, deci, uite, Marius, de exemplu, vreau să aprofundăm un pic subiectul ăsta. Cât vrei tu, o oră, dacă vrei. Nu, îl facem repede. Așa. Marius este un utilizator de anvelope All Season. Marius. Corect? Corect, da? Nu e nicio minciună. Vrei să zic o propoziție și să închide subiectul? Da, bineînțeles. Noi am zis că ne dorim ca într-un domeniu de ăsta în care omul conduce o mașină care reprezintă o armă pe șosele, ne dorim să fim campioni mondiali. Campionii mondiali merg cu All Season? Nu cred. N-am văzut. Nici eu. Cred eu n-am văzut. Și cumpără chiar niște anvelope foarte scumpe. Deci, dedicate sezonului în care... Stai, adică... eu vreau, nu știu, adică n-aș vrea să zic nume. Adică neapărat Michelin, Continental, Bridgestone. Eu cred că toate sunt bune. Da, atent, că eu am fost cumva, în toate postările mele de pe Facebook și Instagram, am fost cumva poate prea dur și prea ferm cu o singură persoană către care voiam să ajungă mesajul, din simplu motiv că e o persoană care promovează foarte mult ideea de siguranță și umblă tot felul de chichițe și vine și mi-o aruncă pe asta, pe marketing, așa, știi? Sunt influenceri în lumea asta care recomandă creme pentru acne sau mai nu știu ce, lucruri pe care ei nu le-au folosit, nu le-au testat, nu le-au încercat, nu cred în ele, doar prin simplu fapt că trebuie să-și plătească întreținerea și să mănânce ceva. Și nu mi se pare normal și i-aș băga la pușcărie. Cum aș băga la pușcărie și femeile care au operații estetice. Și aș face rău dacă aș fi dictator, dar nu sunt. Bun, ideea așa. Nu vreau să mergem în zona aia, pentru că nu sunt în zona aia, dar dacă eu v-am povestit până acum de fizică, de forțe, de vector, de ce aș face compromis la singurul lucru care poate să pună în practică pe carosabil tot ce am povestit eu până acum. Corect. Adică, bă, nu, eu zic așa, mă întreabă oamenii: ce mașină să-mi cumpăr? Știi care e răspunsul meu? Nu. Câți bani ai dat pe anvelope pentru mașina aia? Păi aș da maxim 2000 de lei. Ia-ți Logan. Da. Da? Păi nu, păi cum Logan? Păi ce are? Păi ia-ți Logan, că de 2000 de lei, de 500 de lei bucata, poți să ții niște anvelope bune pentru un Logan. Da. Și evident că după dezbat. Dacă mindset-ul tău e ăsta, îmi iau mașina și după aia văd eu cum ce îmi cumpăr anvelope, e greșit. Adică tu, în momentul în care, băi, eu îmi cumpăr pentru o mașină cu care merg în mod uzual prin București, bă, cele mai scumpe anvelope. Și de ce? Pentru că înțeleg din punct de vedere fizic cât mă pot ajuta, atenție, într-o situație în care am nevoie de ele, care poate să apară odată la 5 ani. Bă, dar odată la 5 ani
am frânat un metru mai târziu și l-am omorât pe ăla pe trecerea de pietoni. Da. Și să spun, unde e problema cu anvelopele all season, că tot am ajuns aici. Nu sunt împotriva anvelopelor all season cât timp oamenii aleg corect. Și anume, păi eu stau la Sinaia. Ce fac eu cu all season la Sinaia iarna? Nimic. Nimic. Păi atunci spune așa, în funcție de locul în care locuiești, în funcție de condițiile de utilizare pentru mașina pe care o conduci în mod normal, pentru temperatura din localitatea în care locuiești, pentru temperatura din sezonul de vară, ai următoarele opțiuni. Da, dar nu da mesajul ăsta la general, la toată lumea, ca ăla din București care, da, nu vede prea multă zăpadă, cu toate că am avut și în București, care nu vede zăpadă, cum vede ăla de la Târgu Secuiesc. Nu da același mesaj pentru fiecare om în parte. Plus că, orice ar zice oricine, și vă arăt câte review-uri vreți voi pe tot internetul din lume, o anvelopă de iarnă, iarna, va fi întotdeauna mai bună o anvelopă de... Îmi vine să-l mușc. Îmi vine să fac cu dinții pe ele. Va fi întotdeauna mai bună ca o anvelopă de... ca o anvelopă all season și o anvelopă de vară-vara va fi întotdeauna mai bună ca o anvelopă all season-vara. Fac lucruri diferite la poli opuși. Ce nu înțeleg eu? Și mă iau și de tine, dacă vrei, fii atent, ești pregătit? Da. Când ați făcut cursurile alea de off-road cu trainerii la BMW, mașinile erau echipate cu anvelope de noroi? Nu, dar știi cu ce anvelope erau? Ce? Păi nu, fii atent. Dar nu zic ce anvelope erau. Erau cu anvelope de iarnă-vara. Aha, deci tot un plus. Era cât de cât. Tot un plus. Da, nici nu poți să le pui, nu poți să pui pe mașinile anvelope AT-uri. Păi de ce nu? Pentru că ieșeau și pe stradă. Păi ce dacă? Păi da, vezi comportamentul tu? Uite, e diferit la... Făceam, și mergeam... Noi făceam la Volkswagen, se numea Touareg Experience. Touareg Experience, în care oamenii veneau cu mașinile lor și participau într-un concurs. Dar erau și mașinile noastre, de la firmă, de la mașinile noastre, de test drive. Și dacă eu merg pe noroi, pe noroiul, noroiul, clisa clisei, cu toate sistemele, sistemuțele, SP-urile, tot ce vrei tu. Adică, ce vreau să spun oamenilor este că singurul lucru care face legătura între șosea și toate sistemele mașinii sunt anvelopele. Da. Că mai avem acolo un sistem și amortizoarele, care și alea sunt foarte importante. Tot lanțul e important și tot. Voi trebuie să înțelegeți că între voi care sunteți în mașină și drum, singurul lucru sau singura diferență... Hopefully. Da, este anvelopa. Înțelegeți? Anvelopa, dacă anvelopa nu e bună, ce să testez eu un Touareg să-i arăt omului cât de bună e mașina când ea nu are anvelope? Da. N-ai cum. E păcat de Dumnezeu. La BMW explicația e simplă. Oamenii care veneau la aceste evenimente folosesc mașina cu preponderență pe asfalt. 98% sunt pe asfalt și atunci cumva nu încercăm Dar ca să scoatem în evidență abilitățile de off-road ale unui X5. Nu asta ne interesează. Noi mergeam în pădure și eu am mașinile... Uite, îți mai dau un exemplu. Eu am mașină de test drive. Eu mașină de test, dar fă-mi și mie un review la mașina asta de teren. Că e o mașină de teren, da, o mașină cu da, înțeleg. Am avut discuții și mi-au zis oamenii, îți dau mașina, dar nu săriști tu cu ea. Păi, nu sar, am sărit cu aia că avea o suspensie special destinată, iar atuul mașinii pentru vânzare era că sari ca în pat, ești nebun? Da. Ai sărit cu o mașină în viața ta, ai sărit. Șocul la aterizare e mare. Da. Crede-mă că dacă sari cu un Ford Ranger, cu Fox-uri, nu simți nimic. Raptor. Nu simți nimic, cred. Am sărit. Băi, la clip și am zis, Marius, hai și tu să vezi cum e. Bălășoiu, hai și tu să... E o senzație. Da. Și atunci, vezi tu, oameni din domeniu mi-au zis, îți dau mașina mea, dar nu sări și tu cu ea. Păi asta nu e de sărit. Asta e de urcat. E altceva. Trebuie să prezentăm oamenilor. Și de asta spun, tu îmi dai mașină la care eu să-ți fac review cu anvelope de asfalt. Nu, mașina aia poate să aibă blocanții blocanților. Sistemelor. Nu, ce să facă că omul care trebuie să facă legătura nu există, e plecat. Da. Nu avem cum să comunicăm noi doi, dacă noi comunicăm prin Marius și Marius nu e aici. Da. Și încă o dată vreau să se înțeleagă. Deci nu sunt împotriva anvelopelor all season cât timp ele sunt recomandate corect. Adică, m-a întrebat un nene după... clinciurile alea de pe Facebook și mai departe, că, bă, dar eu, zice, vin de 3 ori pan în România și prin și iarna, prin și vara, așa am o mașină în garaj și avea un Golf 5 sau ceva de genul ăsta, eu nu pot să-mi iau all season. Ia-ți 10 all season din partea mea. Dar e altceva.
sau, nu știu, cum, mergi numai în București, ai numai o mașină de serviciu, da, și mergi numai în București. Da. Și dacă dă zăpada și e groasă, zici, bă, frate, azi ia Uber. Bine, da, n-am nicio problemă cu asta. N-am nicio problemă nici dacă ești când e zăpadă și în loc de 50 mergi cu 30 sau cu 20 sau cât e nevoie și 10 câteodată e nevoie. Dar da, da, îți intră cumva chestia asta, lasă, bă, că merge și așa. O și păcălesc. Uiți, da, o păcălesc. O păcălesc, mă. Ca românul. Ca român. Pentru că oamenii îi bate viața la fund, știi? Nu mai ai timp și de anvelope, nu mai ai timp să te gândești la aia, nu mai, repet, copii, probleme, da, da, asta se face prin educație, întreținere. Asta se face prin educarea oamenilor, da, și să le explici de ce anvelopele sunt atât de importante și că aici nu încape discuții, nu încape compromis. Nu... În ultima mea vizită din Germania, care... Ai fost tu în Germania? Am fost, da, mișto autostradă. Așa, am observat cu stupoare, e un prieten de-al meu, stupoare. Mai avea Aldi? Da, avea. Și tot 100 de euro căruciorul plin, știi? Și am observat cu stupoare prietenul meu că foarte multe mașini scumpe din gama BMW, Mercedes, Saudi, da? Deci mașini din clasa premium folosesc anvelopele Ling Long, Nankang. Foarte multe mașini în Germania. În Germania? Da. Că ori nu ar fi fost nemți, că ori fi fost români, că ori fi fost ei, croați și așa mai departe stabiliți prin Germania, turci, da? Dar am văzut în Germania. Că am văzut în Germania și m-a șocat. Efectiv m-a șocat. Deci pentru că oamenii, repet, nu conștientizează riscul la care se supun printr-o economie de anvelop. Că e vorba de economie, e vorba de bani. Nu e vorba de altceva. Păi îți dai seama. Și atunci zic, cât costă 4 anvelope premium? Păi costă 1200 de euro. Stai că imediat. Ești consilier, dacă vrei să le... Dacă... Și nebunul de, scuze-mă, și nebunul de Porcișteanu, am văzut că recomandă anvelopele de iarna. Ce-o fi în capul ăsta? Nu știu, e inconștient. Cred că vrea să cheltuie oamenii bani și să nu mai aibă bani. Să-și plătească întreținerea aia, să nu știu ce. Da, ți-am spus, din punctul meu de vedere e o chestie foarte importantă. Eu știu că oamenii iau lucrurile în râs și în lasă-mă că merge și așa, lasă că n-am timp luna asta, lasă că nu fac revizie acum, o fac peste o lună, lasă că anvelopele pot să mergi cu d-astea mai ieftine că eu merg încet, eu nu dau banii pe Xenon că nu merg noaptea, ți-am explicat. Fel și fel de lucruri. Nu mai tată Xenon, da. Acu e laser. Da, sau lasă. Laser. Da, m-a șocat BMW-ul cu tăte, mă, tăte în lumii. Bă, vin pe lângă tine, locolez pe ăla, tăte în lumii. I-am zis lui Marius, am avut un X5, am mers până la Arad, la Drag Racing, cu un X5 3 litri, adică nu ceva M sau să zici că vreun spectacol, știi? Și ne-am întors de la Arad, seara, am ajuns în București și trebuia să-i duc mașina lui Șeremet. Și ieșeam aici pe DN și am zis lui Marius, merge până la München. Eu am chef să merg până la München acum. Așa mă simt. Până aici și ați beau, da, o cafea. Adică aș mai trage, nene, niște ore în ea. Da. E foarte, știi? A spus cu aia individual, cu ăla, nu cred. Era vișiniu, așa? Nu. Nu la cu porbagajul. Am avut și X7. Cu prezentarea de porbagaj, nu ăla. Seria 7, nu. Nu. Eu te revolut, am intrat banii. Aha. Pe când stai cu mine, băiatul meu, fac, s-a făcut plata, nu? S-a făcut plata, da. Da, deci eu cred că sunt foarte multe subiecte. Mamă, deci eu acum îmi dau seama câte am putea să mai vorbim, da. Legate de mașini și legate de cursuri și legate de cum să faci să fii mai bun și ți-am spus. Hai că oamenii care nu-și permit, hai că oamenii care, na, știi cum e, nu, înțeleg să nu acceseze cursuri. Înțeleg. Da. Bă, frate, și eu înțeleg, na, e absolut, da, așa e viața, nu ai ce să... Pentru ăștia peste medie, mi se pare, adică, nu știu. Bă, și știi ce e interesant? Că pentru noi, bine, noi lucrăm foarte mult cu companii, cu producători, cu, adică cumva nouă, na, viața ne e ușurată, dar vrem piața. Și noi să mergem pe partea asta cu școala de persoane private. N-am zis cum se numește școala ta. Romania Driving Experience. O pui și tu în titlu, băi. Pui acolo, băiatul meu. 300, vorba aia. Nu? De mii, de mii. De păi mi-a băgat acum, ați dau știi. Păi revolut, păi. am făcut o baie, știi? Cling! Bun, deci pe lângă faptul că tu ești trainer BMW, acum o luăm de la capăt, știi? O ia podcastul, da, de la început. Deci pe lângă faptul că tu ești trainer BMW, ai și o școală de conducere defensivă. Proactivă. Sau proactivă. E un concept nou. Da? E un concept nou. Am observat de multe ori că la cursurile de conducere defensivă și m-am dus la câteva pur și simplu n-am să-mi culeg date. Niciodată. Da, deci bine, atunci trebuie să veniți la noi. Compar. Cu drag. Ca să puteți merge după să comparați. Normal. Am observat că, hai să spunem, abordarea e ceva de genul, dacă mâine după cursul ăsta ieși din casă, o să-ți dai seama
cât de repede pot să mor pe stradă. Ok, până într-un punct sunt de acord cu treaba asta, să speriem oamenii, să... Bă, dar nu-i transforma în niște momâi, în niște oameni frustrați și, și anxioși, care nu se mai bucură de plăcerea de a conduce o mașină. Păi dacă, dacă te urci pe drum și mergi pe un drum de ăsta cu o bandă pe sens și vine da, adică sens, te gândești la, că în orice secundă ăla poate să intre în tine cursul, și să mori. Da, la cursurile astea de conducere defensivă, de obicei, atitudinea este pasivă. Nu face aia, nu face aia, nu face aia. Ai numai restricții. Și mie nu-mi place treaba asta. Mie îmi place să anticipez situațiile în general în viață, nu numai la volan, și atunci noi mergem pe partea de anticipare. Asta înseamnă proactiv, anticipativ. Okay. Și atunci hai să vedem ce facem ca să nu se întâmple lucruri. Nu să stau pasiv, să merg cu 30-40 la oră și în cazul în care am nevoie să fac o evitare de urgență să n-am viteza potrivită sau nu știu, poate am zis o tâmpenie acum. Eu le spun oamenilor că mai merg în dreapta, rare ori se întâmplă să merg în dreapta, de ce? Că am zis că vreau să mor de mâna mea, măcar să fiu la volan acolo, dacă e ceva, dar în sfârșit se mai întâmplă să merg și în dreapta și mai sunt diversi băieți care nu ca aș fi eu cineva și vor să mă impresioneze pe mine, vor să se distreze cu mașina, să meargă mai tare pe drum, știi? Și automat se întâmplă fenomenul de subvirare în general în acele de păr, pe serpentine, pe la munte și așa mai departe, ei virează de volan, mașina scârție, și lor li se pare că e mamă, eu mai văzut? Tot dă de volan și mașina se duce în exterior. Și eu, ca să fiu și un pic diplomat așa și să nu le-o tai cum le-o tai de obicei, cu înjurături și cu haos și cu bâte în cap și cu pumni și cuțite și nu știu ce, le spun că pe drumurile pe care nu le cunoști, mai bine intri mai încet în viraje ca să ieși mai tare, decât să intri tare într-un viraj în care nu știi cum e și să ai de reparat pe parcursul lui tot ce ai greșit din start. Și încerc așa să-i fac să înțeleagă că... Da, și eu am vorba asta. Și eu am vorba asta. La mine eu am simplificat-o în ani de zile. Am zis așa că în viraj poți să intri în două feluri. Să intri tare și să ieși încet, sau să intri tare și acum apar încă două posibilități, să ieși foarte încet sau deloc. Da. Da. Ce preferi? Da. Adică zic eu că prima variantă e mai bună. Da. Intri încet și ești mai tare dacă vrei. Da. Adică e gazul la tine. Mai ales pe niște drumuri pe care nu le știi. A, că mergi pe circuit și că îți faci tu în capul tău. Acum intru cu 90, acum intru cu 100. Acum, mai merge 100. Da, nu, 95. Trebuie să diferențiem. Dar când mergi pe un drum la vedere, da, pe care nu-l știi, nu-l cunoști, nu așa, sunt viraje care închid mai mult, viraje care deschid, viraje care au obstacole în ele. Hop găina, hop purcelul, cățelul, hop bale, căruța. Și tipul la noi e tot ce e posibil, știi? Da. Și încerc să-i temperez așa, știi? Intră mai încet și așa. Plus că eu am și experiența vânzărilor la Porsche unde, culmea, pe un salariu hai mă, lasă 2 lei, trebuia să faci test drive cu oamenii. Lucru care... Jur pe viața mea. Da, nu pot să fac asta. La vârsta asta nu aș mai face-o. Da. Adică dacă eu m-aș angaja acum la un dealer auto și mi-ar spune că jobul meu de vânzător este să mă urc în dreapta cu toți potențialii clienți care ar cumpăra diverse mașini pe care eu le am la test drive, nu aș mai face asta niciodată. Da. Da, te înțeleg, nici eu nu pot să fac asta. Adică dacă ai face asta și ai vedea ce oameni au permis și circulă pe lângă noi în trafic, ai fi mult mai știu. Știu, știu. Și că tot vorbeam de școală, vrem să ne axăm foarte mult și pe partea asta de persoane private și să vină cât mai mulți oameni la noi. Nu contează că sunt tineri, că sunt mai în vârstă, că au mașini puternice, că nu. Da. Pentru că noi le oferim foarte multe lucruri diferite, le oferim inclusiv o structură prin care noi le dăm feedback individual oamenilor, adică noi facem un curs de condus proactiv cu 5 mașini, 10 oameni, câte 2 oameni pe mașină, acum cu COVID-ul, mă rog, nu stau amândoi în mașină, unii așteaptă unii după ceilalți. Și sunt 5 exerciții care durează 5 ore. Nu există în România în momentul ăsta un curs de condus proactiv care să dureze atât ca parte practică. Deci nu există. Da? Deci stai adică e mult. Ce spui enorm. Da, stai cât se poate de mult în mașină. Mai mult decât atât, structura exercițiilor este gândită în felul ăsta. Eu stau afară din mașină fix în evitare, de exemplu. Eu stau în evitare, bine, într-o zonă sigură, și văd în timp real ce greșeli fac oamenilor, precum cât virează, unde virează, unde se uită. În funcție de ce jalon lovesc, eu știu exact că a virat prea târziu, prea devreme. Cu ce parte a mașinii au lovit jalonul? Au stații în mașini și noi prin intermediul stațiilor le spunem în timp real după fiecare trecere ce au greșit, astfel încât ei,
corectează și de la trecere la trecere și văd evoluția. Văd altfel, dacă stai cu el în mașină, tu nu vezi lucrurile astea și n-ai ce să-i zici. Auzi poate doar că a lovit un jalon. Dar nu știi cu ce parte. Corect. Când a virat, cât a virat, știi? Și atunci eu stau într-o zonă în care văd totul prin parbriz și zic, vezi că erai cu ochii pe jalon. Vezi că în loc să vireze atât, ai virat atât. Data viitoare virează mai mult. Și metoda asta dă roade pentru că, mă rog, nu e inventată de noi, e inventată de BMW, dar, na, funcționează, merge. Și structura exercițiilor e fantastică. Ce zic oamenii când termină cursul? Am observat că cea mai parte grea din business-ul ăsta este să aduci oamenii la circuit. Pentru că în momentul în care noi câștigăm direct de la partea teoretică. Din momentul în care văd ce informații, ce tip... Eu acum v-am dat așa nimic, am desenat. De 50 de euro. Da, n-a fost zic, ești nebun. Deci aia 50 s-au consumat când am parcat mașina. Că am parcat-o și bine, adică nu... Îi câștigăm de acolo. După care, în momentul în care îi punem în mașină și punem niște mașini faine, noi, na, unele mai cu putere, altele mai fără putere. De la BMW. Și văd cumva, de la BMW. Și văd cumva structura și văd cât stau în mașină și văd că pleacă obosiți de cât au făcut, toți, sau hai să nu mă laud, 99% spun, bă frate, dacă știam că e așa, veneam de mult. Și toți spun că își dau seama după un astfel de curs, bă, cât de mult poți să înveți zi de zi. Da. Și că vorbeam de campioni mondiali, bă, nu-i suficient să faci în niciun domeniu un singur curs și să te oprești. Hai să ne gândim, nu știu, la tenis. Da, păi ce Halep, face un antrenament, ești de bun? Da, a făcut un singur antrenament, a învățat tenis și după aia gata e ca... Gata, mă, eu știu. Nu! Eu știu tot tenisul. Nu mai știu, era la stand-up undeva, parcă cu Bogdan Mălele, a zis la un moment dat că i-a băgat lui soft doamna la istorie, i-a băgat istorie, actorie, tot, bag, n-a mai fost loc de matematică și na. Corect. Așa și cu asta. Deci trebuie să faci constant. Ok, poate că sună cumva și că sunt subiectiv, că eu din asta trăiesc. Dar despre asta vorbim acum. Da. Să devenim niște șoferi mai buni și da, din fericire pentru mine, eu am business-ul ăsta. Băi, eu nu cred că poate să vină un om normal, nu pilot de curse sau oameni care s-au dus pe la cursuri, nu știu, au făcut 7000 de cursuri de condus și așa mai departe. Deci un om normal să vină la cursul tău și să zică, bă... Nu a existat așa ceva. A pierdut vremea un pic așa, că uite, aia pe aia o știam, pe aia o știam. Nu, eu nu cred. Eu chiar nu cred. Mai vin oameni care știu lucruri și care chiar încearcă să te pună în dificultate, doar că îți dai seama, când ajungem la alea de categoria grea, înțelege că stai că ăștia știu. Sunt cazuri, eu zic așa, că bărbații, în general, simt nevoia să-și măsoare ouăle un pic când sunt prima întâlnire. Da, e firesc și suntem obișnuiți cu asta, e firesc. Să ne luăm un pic și după aia gata. Da, cu aia mă înțeleg cel mai bine după. Da, cred. Așa și mai funcționează foarte tare treaba asta și vreau să o facem și pentru publicul larg cu evenimente din astea mai speciale. Am avut la un moment dat un eveniment pe care l-am organizat cu doi colegi ai mei, cu Radu și cu Rareș. Mă rog, Rareș nu mai e cu noi, s-a apucat de altceva acum. De balet. Pe plajă. Pe plajă la mare. Eu tot trăgeam de ei să vină să mă ajute să terminăm un curs, că nu-ți vine să stai să faci PowerPoint-uri și nebunii și mă plictisem singur și am stat o perioadă mai lungă acolo și le-am zis, hai la mare. Să mă ajuta să... Așa, stăm și la o berică pe plajă, o oră muncim, trei ore, așa, da. I-am păcălit, au venit. Și am zis eu la un moment dat, zic, bă, cum ar fi să facem... Nu, a zis, cred că Radu David a zis primul, am zis eu primul, ceva de genul, cum ar fi să facem un eveniment în care să îmbini și pasiunea cu avioanele, că el e pilot de avion, cu mașinile. Și zice Rareș, parcă, da, să facem un eveniment cu mașini și avioane. Și eu zic, da, la circuit și să aterizăm pe circuit. Și ce am făcut tâmpiții? Ne-am dus la alt tâmpit, la Șeremet, cel mai bun PR BMW din câți cunosc, din România. Cel mai bun PR BMW din România din câți cunosc. El știe asta, gluma asta proasta noastră. Așa. Și am zis, bă, vrei să facem un eveniment cu avioane? Și el însă se gândea, ce avioane, ce... Stai așa. Și am explicat. Organizăm frumos cu check-in la aeroport, ducem oamenii cu shuttle-ul la aeroport, îi preluăm cu avioane private, erau două avioane Cessna cu trei locuri, aterizăm pe circuit, îi dăm cu niște emuri frumos, îi urcăm un avion și îi trimitem acasă. Hai! El are fata. Dar îi vezi clipirea în ochi. Când e ceva prost, hai să facem. Bă, și-a ieșit
Eu nu știu, nu cred că a existat până acum un eveniment auto de asemenea învergură de tipul ăsta, evident, nu mă refer la salon auto sau nu știu eu ce. Un eveniment de condus în care tu când... și atenție, oamenii nu știau unde ajung. Știau că pleacă undeva cu avionul, dar nu știau că aterizăm direct pe circuit. Mm-hmm. Imaginează-ți tu că vii la adâncata și zici, și îți dai seama, adică aici aterizăm? Da. Da, a fost bombă ăla. Tare. A avut un... Da. Și vrem să facem asta pentru oameni. Să facem niște vouchere în care pur și simplu vii cu un avion, aterizezi pe circuit, te dai cu o mașină mișto, te-ai urcat în avion și ai plecat înapoi. Tare. Încă lucrăm, da, la partea logistică, sunt foarte multe costuri care trebuie acoperite, tot felul de autorizații, dar cred că e doable pentru la anul, din ce am discutat așa, și cred că o să o bombă. Punem direct pe site. Eu vin la curs, te aștept să vin la curs. Da, facem, cred că... Facem? Cred că facem în noiembrie. Care noiembrie? Acum. Facem curs? Da, 29 noiembrie. Dacă e loc să ne primești, facem, facem, da, facem dacă loc. Dacă nu e loc, așteptăm. Gata. Da, filmați, să-mi faceți și mie reclamă, facem să fac și o follower. Să... Punem frate acolo, să dea lumea... Vreau să fiu like și eu mare. Subscribe. Vreau să fiu și eu mare. Da, mă, o să fii, dar nu e nicio șmitenie, da, spun eu. Da, mai mă, ce n-ai bă, gata. Da, a fost bun. Îți mulțumesc că ai venit și că ți-ai făcut timp și ai vorbit mult. E un. Mamă, da, Dostoevski. Da, păi, dar, da, știi care e chestia? Că îmi dau seama că te-am uitat. Asta înseamnă podcast, pentru că oamenii, dacă se duc până la Brașov și fac 7 ore, că vorba aia, asta e viața în România, au ce să asculte. Să oprească, mă, la Sinaia. Să oprească la Sinaia, să mă și ceva la tavernă. Ai acțiunea acolo la tavernă? N-ai, nu? Nu, da, la Sinaia. Hai să... Gata, oprește camera, Marius.